Bună seara, dragilor! În seara asta, primul lucru pe care vreau să vă spun este că am un invitat mai nebun ca mine, mai diliman ca mine. Are un podcast foarte, foarte șmecher. Zici că e săptămâna podcastului. Am invitat tot, tot, toți podcasterii. Uh, nu m-a plătit să-l aduc, nu l-am plătit să-l aduc. Sunt fanul lui, suntem fanul each other, ca să folosesc acest rom-english. Uh, nu adică țigănește engleză de la Rom English. Este jurnalist sportiv, are matinal la Neața, are matinal la Kiss, e super tank. Ce face el? E simplu că face, face audiență. Nu știu dacă poate să ne cânte, dar l-am auzit tot și cântând. Găsește cele mai șmechere clipuri de cu ani zile în urmă și în orele care urmează, posibil fost șase ore. Putem să filmăm șase ore podcast cu Cristi, ce zici? Merge șase ore. Dar avem invitat special pe Cătălin Oprișan. Să a trăit și bună seara. Noastră și invitațiul noastră și emisiune plăcută în continuare. De ce nu suntem decât noi doi? Da, dar eu așa zic în modul duc la când sunt invitat, eu așa zic. Ești realizator de podcast și jurnalist cu mare experiență, spre deosebire de mine, și vreau să începem cum se termină multe interviurile mele, cel puțin de, cele din vechime. Ce întrebare nu ți-a fost pusă niciodată și ți-ai dorit foarte mult să răspunzi la ea? Ce ai făcut Prima dată, ceva ce noi ai mai făcut până acum. Dacă e prima dată, sau ce ai fă, când ai făcut ultima dată, ceva prima dată. Brav, bun, hai, zili. Când am notat, că nu știu să not. N nici eu nu știu să not. De nicio, not. nicio culoare. Nici eu nu știu să not. Mă întreabă, Dar știu să mă țină. Nu, eu sunt ca. nu merge nici ca lemnul, că lemnul plutește, eu sunt bordură. Și m-am și notat. M-am și necat la, în clasa șanțului. M-a salvat un băiat, M-a da, salvat da. un băiat în. mă uh, sportul studențesc, de acum, frateli. Am sărit în apă, mi-a fost și să le spun la aia că... Da, așa da. Am sărit și m-a salvat Ei ăla. Ai dus în în da, tei, în, teie, da, în da, alea, da? da. Pe da. când fugeam noi de la școală pe vremea da, Eu așa. am fost la Splash și am sărit de la 5 metri, cea mai mare înconștiență din viața mea. De la 5 metri în bazin olimpic, care de desubt are 6,20. Deci, practic, tu de sus de acolo vezi 11 metri jumate ochiul. Nu mă întreba cum am ieșit. Neștiind să nu, nici în cadă. Și cum ai ieșit? Cum am ieșit? Mi-am pus niște dalea de, de la <sus> Dalea de, de bureței din aia așa, când am intrat în apa am bubuit tot și după aia l-am ridicat la suprafață, că e flotant. Da, da, fo, da, flotant, da, da, flo. Și am ieșit. Și de acolo mi s-a părut până la margine unde erau 3 metri, undeva la 4-5 km. Deci dacă m-a întrebat cineva ce e în așa, a zis să not. Sau mai am și varianta B, să nu stau niciodată mai sus de etajul 2, că am rău de nu de rău de înălțime, ne niciodată mai sus de 2, dacă mai sui la 4 mai ucis. Ai nenorocit. Uh... Care a fost cea mai tâmpită întrebare care ți-a fost pusă foarte de când ai trecut în postura de intervievator ah. în cea de interviat? Deci dacă ei m-au întrebat pe mine, da. o ai vin, îl dă apă, Da, dau pe m-am săturat. Nu aveam. Glumesc Glumez, desigur. Acum nu. Oameni... Asta, a, și la noi e invers. Da. Cum zicea așa Roland când venim la voi la masă, nu dar de, de, ce beau artiști? Unul nu m-a întrebat vreodată dacă mănânc. Ce mănânci? Ce, Niciodată. Bei? ce bei? Niciodată. Da. Uh... bei? Nu, n-am băut în viața mea. Nu băut în viața ta. Da. Nu. Am făcut steatoză hepatică grad 3 de la apă cu întuneric. Nu, de la zahăr. Nu, de la apă cu întuneric. Ca să nu facem reclamă la... Așa. Am băut în cantități industriale. Adică n-am mai băut apă din 86. Asta e prima seară. Când, după cum observi, nu mă ating de ea. Și pastilele le iau tot cu apă cu întuneric, ca să dizolvă mai repede. Dacă eu am făcut un drum invers, care... ce-ți face mai mult? Când te întrebi sau când răspunzi? În mod normal, oamenii au început să ne certe acum. Bă, ce ai venit cu Damiana în file și ăla ți-închide gura, bă, oprișene, ți-ai găsit pe primul care să-ți închidă gura. Băi, nene, nu e asta ideea. Ideea este ca eu să dau bună ziua și la revedere și omul ăla pe care l-ai chemat pentru că are o istorie, o poveste, are experiență, are bla bla bla, are cunoștință, are așa să ți vorbească cât mai mult. Nu pui parte în parte cu ăla. Ia, ai vorbit 30 de secunde. Dai drumul, tu ai 4 minute acolo. Nu. Omul ăla îi spui bună seara, alături de noi se află Damian, bună seara, și la revedere. Și el îți povestește viața lui într-o oră și jumătate. Dar A. mai simți și ceva de empatie pe care simt și eu? Da, exact și asta. Adică dacă e unul care are de spus, îl în pace, că spune unii, Păi, dar ce păți Damian în seara asta? A băut e leșinat, n-a spus da. un cuvânt. Dar dacă e altcineva care nu zice nimic, încerci tu să-l ajungi și de-aia vorbești. da, și ăla zice, păi l-ai chemat pe ăla să nu vorbească sau omul ăla pleacă spre o direcție greșită sau ceva. Zi băi nene, trecut o oră și ăla n-a vorbit despre subiectul principal, am dat o în introducere, nu poți să stea nimeni șase ore. Noi într-o oră, oră jumătate trebuie să rezolvi cazul și atunci vorbești. Sau mai e alea, știi, simți ca informația, tu zici acum de uh, uh, sala nu știu care, polivalentă. Și mie vine să zic, construit în 1974 și să nu știi, bă, stai, bă și trebuie să te cenzurezi. Pe de altă parte, dacă omul... Au fost oameni care am intrat doar pe respirația lor. Pentru că ei dacă vreau 5 minute legate e și terminat. aveau informație, el când un pic aer, ziceam și eu. Că altfel, dacă nu stai o oră... Dar e o bucurie să ai oameni ca ăștia. Da, 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 pentru că îți dă, îți dă, Te uiți la exact cum spui și tu, te uiți la cea și zici, mama, a trecut o oră jumate și ăsta vorbește, vorbește, vorbește și nu... N-am spus nimic. Da, Omul se duce în 5, 6, 7 ore sau vine unul care într-o jumătate de oră ai zis de 4 ori și sunt ticuri verbale. Mamă, frate, ce tare! Pentru că nu ai gândit că omul ăla a venit Virgil Mănescu, băiatul care te învață cum să cum să fii educat, cum să pui lucrurile pe fața de masă, cum să te comporți, cum să nu. Și mi-a zis, să străbunicul meu a avut șapte restaurante în București, deci eu sunt în industria ospitalității ca familie de la 1884, ei sunt, că noi ne încălțam cu basca. Și el a zis, bunicul, străbunicul meu a avut șapte restaurante mari în București, până în 1948, când într-o zi dimineață n-a mai avut nimic, a venit sără comuniști. Și eu am zis, mă, și a început să mai dea din asta. El, el cer care a făcut burse, el fiind plăcintar și urmar sărmălist, a făcut burse pentru că a zis, bă, eu vreau ca, ca virgulă copiii de aici să învețe. Și a făcut burse pentru copiii de aici. Unul care făcea macaroane, știi, sau făcea mămăligă Și așa mai departe, dar sunt niște chestiuni interesante El a zis, băi, eu am stat într-o casă, am crescut cu bună Păi ești nebun, ai crescut cu bună pe vremea lui Ceau, da, pentru că... Și ai zis deja de patru ori și ăia îți spun acasă, opri și ai ne zis, mamă, de ne-ai săturat. Dar asta e reacția. Sau să mai întâmplă să vină cineva care în primele șapte minute spune tot și pe aia da. trebuie să ah, scoți tu mă, ceva. Tragi, 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 știi? Aici măcar la astea nu sunt... La tine e ușor că e jurnalist, la mine e și mai greu. Toată lumea te, te știe, adică tu, deși e jurnalist, toată lumea te asociază foarte mult cu Neața, cu Răzvan și, și Dani da. și Kiss FM. Da. Neața și Răzvan și Dani ai început prima dată cu aceste clipuri care arată da, tu da, de, am, și asta. am zis, băi, oamenii ce vor să vadă dimineața? Vor să se hăhăie. Pentru că viața și așa este cum este, gri, cenușie și așa mai departe. Ce au nevoie oamenii până pleacă la serviciu sau pleacă? Să afle și o informație, dar să se și hăhăiasc. Și atunci am încercat să îmbin treaba asta. Adică, bun, îți dau cățelul care dă cu șutul minge și îi dă gol în poartă. Nu știu. Dar meciul ăla s-a disputat pe stadionul la Bombonera și încep să vorbești un pic, domnule, unde se adună băieții când joacă River cu Boca, sunt câte 40-50 de mii de oameni. Nu Ei vândut omului o chestie, ha ha ha, dar aici și an undeva într-un colțișor, iar rămas și o informație. La fel facem și la Chistu, face o oră e, jumătate din militar până în pipera dimineața în mașină. Ăla n-are chef de nimic când ascultă radio, că el știe că pleacă la 7 jumate și la 9 în pipera. La serviciu, Caz real. Stresat, da. Exact. Ce-i dai? Trebuie să-i dai și o informație, bai grijă că e chiseleful blocat azi și circulă 80.000 de, de mașini pe oră acolo, nu te du, că e blocat, că se defilează ea sau nu știu ce. Trebuie să-i dai și o poantă, 300 de oi au mâncat cannabis în Grecia, aveți mare grijă cu iaurtul grecesc vreo 3-4 luni, dacă încolo, că nu se știe cum țopă și să risc câte 3 metri dacă mâncați. Trebuie să-i dai și muzică, bă, ea nu poate să vorbească, nu-i talk show, îl aud pe ăla la 7 dimineața vorbind. Și atunci toate astea trebuie să le, știi, și te gândești, a... cum mă gândesc eu? De ce mi-aș da mie dacă îmi convine sau nu, păi nu-mi convine. Păi la ele, de ce -i dau? Și cât ai show la, la Cum Acum la chis e 3 ore, 70. Problema nu e că poți să duci mult mai mult. Problema este că ai anumite segmente când după ce ăla, ăla suie copilul mașină, trebuie să ai grijă cum vorbești, că îl ascultă și el. Tati, ce a zis să După ce îl lasă pe copil la școală, l-a rămas singur de la 8 jumate. Da? Ce faci? Te întorci la el cum dai și la femei, pentru că multe dintre mămici își duc copiii astăzi la școală, mai numai tăticul. Ce îi dai mămicii? Mămicii poți să-i dai fotbal ce a fost aseară în Liga Campionilor? Bă, nu mă interesează. Tăticul zice, bă, ăștia vorbesc numai de mame și de copii. Ia, hai, toc și apasă pe următorul, că acum ești la un butonaj distanță, la un gest distanță. Și atunci, dar tot timpul, orică am scris, orică am făcut TV, o radio, însășa. așa, o prișene, ție ți-ar plăcea treaba asta? Bă, nu. Păi și de ce dau Doar să fie la număr? A, că într-o zi ai avut un subiect, dar în principiu zici, frate, nu prea mă interesează asta. Deci în a apărut la lumea copiilor. Da, nu, în 86 am început. Uh, da, în 80, nu, prin 80, în, uh, în, ce ani ești născut? Eu sunt 76, în 81 am apărut prima dată la 5 ani, 6 ani. Deci eu, sunt, eu, eu, sunt, sunt 70 și în 86 e dat, e dat, la un moment dat Fără Luceaușescu. Luceaușească. Luceaușescu. Lucea Lucea deci înseamnă Lucea că am fost amândoi la concertul ăla când am cântat și eu, când a venit Corbaciu, bătatul național în 86, nu? Nu. nu, 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 era mititel. Era Mititel, a mai povestit asta, um, aici sunt două aspecte. Comunistul ăsta bă, a venit la tine, băieți drăghiști, l-ai adus pe ăsta care i-a dat florul. Băieții ăia pe vremea, lui, pe vremea aia alegeau niște oameni care aveau un talent la ceva. Eu aveam talent de recitator. Unul era deștept pe chimie, unul era de unu cânta, eu cântam, unul cânta, unul unu, ambalist, unul exact. era, nu contează. Aveau talent la ceva. Adică, pe vremea aia... Oamenii făceau o selecție, trecând peste selecția dacă tactul era de dacă era membru în așa. cântat și cântarea României și am câștiga cântarea României. A câștigat de trei ori cântarea României faza pe țară, nerecitând niciodată nicio poezie cu Ceaușescu. Am Caragiale despre cometă, aia cu caștravetele, am într-a cincea Mistrețul cu colț de argint Ștefan Agustin Doinaș și într-a șaptea am Surusul Hiroșii meu gen eu intram tot timpul după 10 inși care ziceau, poziția 52, tovarășe Nicolae Ceaușescu, savant în toată lumea, tovarășe. Și venea oprișan, surâsul Hiroșimei, pământ, pământ tăcut, tăcută, cu statura goală, bă, ăsta de unde e, mă, cine l-a dus pe ăsta? Pac, iar venea oia, poziția 72, savant în continuare venea oprișan. Un prins de levant îndrăgin vânătoarea prin, păindu cu greu, cânta, veniți să vânăm în pădure, bistrețul cu cost de argint. Bă, Ăsta cine l-a dus, mă, aici? Și cum a ajuns ăsta faza pe țară? Bun, i-a păcălit pe unii pe la sector, pe la municipiu, aici la... Da, aici cum a ajuns. Și contează treaba asta, pentru că... Bun, nu, ideea nu se e poate tot timpul să vrei să fii mai altfel decât alții. Dar dacă șapte inscriu un material despre FCSB cu CFR Cluj, Goluri, cum s-au marcat cu nu știu ce. Dacă ai un public care ar vrea să știe istoria întâlnirilor directe, dacă ar ai un public care vrea să știe că CFR ul împlinește astăzi 30 de ani de viață, 50 de ani, FCSB-ul împlinește... Dau un exemplu. Dai numai gol minutul și scorul, hai să încerci să cauți altceva. Și oamenii ea vin ușor ușor către tine. Nu e din prima. Da Te-ai gândit să te faci comedian? Uh, ai, 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 talent ca să rămână. Într-a 10 a fost aia tradițională, mămică, tu în viața asta, hai să ne decidem că gata, ești bătrân de acolo la 16 ani. 16 ani era era. Și era chestia cu actoria. Domnule, ai în actorie. Și tot timpul auzeai, moris de foame. Actorii mor de foame. sau pe da, Mie, mie. Și a fost aia, bă, mor de foame ca actor. Mor de foame ca actor, mor foame ca actor. Venise și Revoluția. 92-93, actorii n mai... erau leșinați. Toți da. leșinați. Unde mă vrei să joci? Cât joacă în balanța. Păi, doamna Maia Morningstar, cum zicea Divertis, cu Dorel Vișan, cu Rebenciu, că ăsta e mare și cu Re, cine joci cu Răzvan Vasilescu de la. Lasă ne vom face Și uh, printra printr-a 10 nu printr-a 10 zecea, într-a zecea, sigur, a, să-ți folosesc așa limbaj de lemn A încolțit în mine Bulbul jurnalismului plăcea sportul ca oricărui băiat la vârsta aia, n Venise și după Revoluție începeai să ai sportul românesc, gazeta sporturilor, adică aveai, nu mai era un ziar de patru pagini, începuse și să ai în România sport ca lumea, că național se la campionatul mondial, îi mai șcau prin cupele europene, nu că până atunci n-a dar n-aveai contact, adică când steaua la Liga Campionilor pe prima pagină a fost cuvântarea Toarș Nicolae Ceaușescu la plenara CCA PCR și într-un colț era steaua la Liga Campionilor, Cupa Campionilor Europene. Și atunci, a început asta. Uh, Mi-aduc aminte, și aici nu te obliga nimeni, nu mai e bă, te-a obligat tactul, tata dădea 5 lei pe zi pentru copilașul lui să aibă la școală. Nu mâncam eugenii, nu beam suc și luam tineretul liber. Pe care îl citeam de la lujerului până la eroilor unde mă dădeam jos. Dar nu te obliga nimeni. Ia, uh, să zică, ia vezi mă, ai luat, ia vreau să-mi arăt ziarul. Ai era și informația încă? Uh, libertatea era. Nu, nu. Eu, tineretul liber, vorbesc de 92-93. Da da, 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 Și citeam, nu știu de ce m-am atașat de ea, dar a citi însemna că citeam și alea de la matrimoniale, tânăr, viril, caut, gagică și așa mai departe. Și inclusiv citeai toate astea, pentru că. O, o vremea ce am citeam și alea de la funerar Exact. Da. Și era mare de tot aia. Un la necrologuri, cum, cu care o fi pluralul, și așa da. mai departe. Pe vremea lui Ceau citeai magazin istoric. Nu venea părintele să-ți spună, băi, ai citit în seara asta magazin istoric, ia ce bifat azi? Îl citeai că voi ai tu. Era informat, special să fii informat ca să ai A. subiecte de discuție. Și mi s părut? Că Nu aveai Facebook, Instagram, social media, TikTok, Bun, LinkedIn. Să lumina la 8 și învățai la un bec de... Tras la o baterie de 12 volți veche de la mașină, tras un bec sus de 12 și la aia învățai. Nu zic că nu prea era, era exact. Erai Madonna, I. Catch, aha, Mother Talking, Michael Jackson. Nelu Vlad și Dan Armeanca. Nelu Vlad, Dan Armeanca, duetul stereo. Exact. Cred că era și Naste din Berceni. Naste din Azur. Atât. Da. Și n-am, uite, n-am folosit două mâini. Da. Două, degetele de la două mâini. Poți că toți artiștii care au să până, în anii, anii 80 dispăruseră. Și nu... Dar era în schimb, te uitai, te uitai, aveai cultură muzicală, te uitai la steaua fără nume, da, da, da. la floarea din grădină, te uitai la Mărioara Murărescu când venea fără fărcaș cu chimirul ăla, așa și începea să cânte. Băi, te uit, tu ca și copil. Acum asta, nu că te scui ăștia, te iau și la bătaie. Băi, dă drumul de aici cu boșorul ăștia care cântă la la ce-i mă, fluier, un fluier mai lung. Băi, nu e fluier, că e... Nu... Și așa mai departe. Te uitai. Băi, nea Tavi ratai vreun... Oh, -a ai fără de lume. capul nostru... Și Ra introduce. cu, cu mască fără mască. Bă, cine nu fie la iar și nel, nu e ea, iată să-l demascăm și își dădea sprâncenele jos lipite în vată și așa mai departe. Era o cultură, adică în momentul în care am ajuns în 1990, recunoșteam orice voce de solist, de cântă, ăsta cunoscut, da? că era femeie, că era, nu mai vorbesc, Corina, Angela, Mirabela, doamnele, toți, da. te duceai vorba ta până în Aurelian Andrescu, care era să dusese din 84 sau din când s-a dus. Și așa mai departe. Păi când dădea cu poc, gata, Aurelian, Perciun, Marcu, tare, pantalone, vazați, un pic grăsun, voce de microfonul. Nu există. Unu. Acum ai văzut, toți zic că melodiile astea, asta o cântă Andra cu nu ce, și ăla vine ce, Dan Spătaru, și ăla la taximetrist întreabă, cine? Băi, deci asta cu nu m-am gândit la despărțire, e Dan Nu, e Andra. Băi, e Dan Spătaru. Nu, e Andra. a fost Dan Spătaru cu 40 de ani. Asta e situația. Dar ce vreau să zic este că plec, aveai după Revoluția imediat 90, 91, 92, când era 10, a 11, un bagaj mare după tine. Mare, imens. Din toate punctele de vedere. Cât te obliga să la să înveți, cât ți-a dat Eminescu să-l reciți, că și așa mai Aveai un bagaj cu care la 16 ani. Și atunci am zis, bă, eu, de exemplu, la jurnaliștiințele comunicării 94 Universitate, la stat, București. Am dat examen din tot ce se putea da examen în momentul ăla. Și tu o să zici, cum ba? adică? Am dat examen din economie. Păi da, bă, un jurnalist trebuie să... -i. Corect. Dar nu am avut 21 de capitole de învățat din cartea de economie, ăla care dădea la se avea 23. Deci eu eram pe palier cu ăla, statul și economia. Paul Samuel, sunt sângele, sunt banii care... Banii sunt sângele care irigă sistemul economic. Piața de tipul Gopol. Când le-am folosit vreodată? Niciodată. Ai, trebuie să le știi, bă, nebun. Nu, așa trebuie să știi și cu cromozom X și Y și cu... Și ce dat examen, ai mai făcut ceva? În viața ta. N-ai mai folosit alea. Doamne, -a Înțelegi? Aveam, de exemplu, la geografie ca să te prindă el, bă, sistemul românesc de învățământ, că ești, bă, ți zis că nu ești pregătit, zicea așa, marile magistrale de petrol, de unde pleacă punctul de mijloc și unde ajung. Băi, sunteți nebună, fii atent, Miami, trec prin Cuba să sfârșesc în Columbia, una dintre ele, a doua pleacă, de... băi, la ce-mi folosesc astea, să-ți arate sistemul românesc, băi, băi, mă, nu e jurnalist. Bă, dă-i bolul ăla să vezi cum scrie. Vezi, bă, ăla dacă pune miau ca pisica sau miau la banii legat. Vezi, bă, pe ăla câți de noștri la ei, câți de ei pune acolo, 1, 2, 3, 4, cât aud, cum desparte proprii în, în, țilabe. Ia vezi, mă, ia desparte nebunul meu proprii cu trei. Ia vezi la capă de rând că nu-ți mai intră. Ce faci? Păi nu l îngrămădezi. lasă-l că îl sau l cobor pe rândul ăla. Dăm din astea. La ce să te-ai însurat? Păi m-am operat la... Am mai zis poanta asta cu m-am operat, zic așa, v-ați operat amândoi în același an, băi, zic, m-am operat în 2006, născut în 76, 20 și... 30. 30, cu bătaie, 20 și... Cu ce cu cei tu, cu șarmul sau inteligența ta? Nu. Sau cu corpul, corpul ca, n, ca n, -am, n am mai avut corp de stalone de la 18 primăveri, când m-am apucat serios de fructi fresh, de madalene din alea mici de mici, de mici, de mici alții beau, alții eu aveam pasiunea de carne. Plus că era nevoie să arăt o diferență între salone și... Exact, exact. Bă, toți erau Van Damme, punea urca sus, exact. acolo, Trebuia să fie și cineva altfel. Ia, să fie și Bud Spencer exact. sau Benny Hill. Da. Eu, uite, Benny Hill cu cerea, fără să facă, el făcea gagurile a până să se ia da, pe da, calcă, da, de da. patru ori. Când era, lua mitraliară, rădea tot. Era extrem de zgârcit, ai auzit? Da. da, Am zis că una dintre dorințele mele foarte mari nu inexplicabil, că am o este să mă duc la mormântul lui. Să prind acolo lumânare, l-am găsit, e un mormânt normal. Să fie scump. Da și el ce glume avea, sure. așa, Adică, bă, tată, tu să stai numai între gagicile alea, să te ducă mincea, să faci, mă uitam săptămâna ce Geniu, Geniu. O așa, care era în fustă scurtă, pe bățul ăla și ei dădeau cu reloare. Z -z, z -z, z -z, z -z, bă, dintr-o poantă de... din montaj. Z -z, da, z -z. da, da. El, el, scotea în evidență ce, ce trece pe da, minta da, omului. Exact. Stă cu mâinuțelele alea două făcute din carton așa și pe partea asta altă de la fund la două gagișe. Da, da, da. Și pleznesc pe ele, las în partea altă, că el dacă stă așa cu mâinile. După care el se ridică și aia să vede că e un carton, o butaforie și el avea mâinile pe aici. Băi, o grele, adică nu... Și toate cu o tentă cumva... Toate da. Au. Toate. Da, da, da. Și când intră în oraș... El... Ce-i trecea lui pe cap? Da, dai seama ce era în capul lui? Ce era în capul? Cred că-i bubuiau creierii. Intră în oraș îmbrăcat în șerif, scrie uh, ca la, la americani. Oraș, 5420 de persoane. El împușcă pe după a se întoarce și 5400, că pe 20 am omorât eu, adică... Genial. În 70 și ceva. Vorba aia, când era curcubeu al negru Acum a să faci poante... Nici să... americanii nu aveau glume ca asta. Mă uit în fiecare... sunt nu se, nu se, nu se niciodată nu se expiră. poate de la Charlie Chaplin cel mai da. El niciodată nu expiră. Și fără, fără o echipă cum e la American de obicei în toate TV show și astea, 20 de writeri. El avea piticul ăla. Singur, bătrânul ăla. Bătrânul ăla bătea pe cap. de dădea nu în cap. Bă, să-l chem pe ăla să spui fratele meu, prințul meu. să atât, bunuțe la nivel. Cu forme mai rubensiene. Să-l chem pe piticul ăla să-i spui, bunicule, eu o să te bat. Aia, cât o să ținem noi și ăsta, tu o să o furi numai cu bătaie pe cap. Ce la să zică da, da, bă, mă bag. Adică e o diferență. Eu de aia spun tot timpul, Doamne ferește, există fani. Vo, există fan vacanța mare, există fan divertis. Contează cu cine îi umpli în sală. Da. Aici e singura chestie. Toate trei umpleau sala. Dar contează cu ce fel de public. Tu, tovară așa de apartament, am, înțeles că ești de 20 de ani. Da, ah, nu știu dacă e de bine sau de rău. Asta e de bine sau de rău? Nu știu, tu să zici. E ce să mai zic? N-am ce să zică, dacă să uită, schimbă ea la... Las-o așa, e de bine. Da. Cum vede ea popularitatea ta de la an la an? Uh, au fost 4 sau 5 ani la locul de muncă în care nimeni n-a știut că e soția mea. 4 sau 5 ani în care ea a stat, s-a dus, s-a angajat, numele-i tot ăla, Nu am spus niciodată la nimeni, colegii de la Neața, n 10 ani de zile nu mi-au cunoscut soția, 10. Nu am vrut niciodată. Am zis, ce legătură are una cu alta? Asta cu apărutul la televizor, cred că am zis-o de 100 de ori și o să o repet, cred că mi-o scriu așa. Asta cu apărutul la televizor, cu filmatul, cu nu știu ce, băi ăla, care... nu are nicio legătură. Mai șmecher decât noi ăștia care apărem și vorbim așa, e la care ne face pâine. Dacă ăla nu faci o săptămână pâine, Damian, știi cât mâncăm? Tu știu că poți să mănânci, eu nu. Dar știi cât întinzi vânăta pe ardeiul gras? Bun, merg mai departe, mai șmecher, nu mă duc departe cu învățătorul, doctorul și -ala care dacă nu te-a operat, ai mierlit-o. Băiții care nu-ți iau gunoiul, la 45 de grade în iulie, o săptămână, să mai șmecher eu sau ăla? Atunci chestia asta cu Mamă, ăla, apare la televizor. A, ah, că vine ăștia, că ești vector, formator de opinie și așa mai departe. Astea sunt unele dintre motivele pentru care poate te-ai dus la facultate de jurnalist. Că ele s-au strâns capetul pe parcurs, e de discutat, că s-a schimbat societatea, s-a schimbat uh, uh, forma de învățământ, că am avut 34 de miniștri a educație în 34 de ani, deci ce învățământ ai vrea să ai în contextul în care Carol I, primul, spunea așa, băi, schimbați pe cine vreți în guvernele astea voastre. Dar la educație mi lăsați pe Spiru Haret. În rest, că brătienii, că vineți cu conservatorii, cu liberalii, cu treaba voastră. Ăsta mi lăsați pe Spiru Haret. Deci, astea sunt asta, asta cu cultura, cred că e o boală mai, mai grea la noi, cum spunea și Titul Maiorescu, cum spunea și Caragiale, îmi spuneau toți și uh, ăsta, mo motrul din psihologia poporului român, da, da. care era scris în 39 și Dumitru de Gicescu, în 1880, nu are tabă cu comunismul. Nu așa Noi, ce legătură înainte. nu are? Ce legătură are? Ce legătură Să te dacă te uiți la moromeții. Dar ce ideea legătură? este că un lucru care l-a spus incredibil și știi și tu, uh, Churchill a venit la el, Ministrul Culturii, și, uh, nu, după ședința de guvern în timpul războiului, și spune, uh, nu mai avem bani. Și le spune, și de unde suntem bani? Și el spune, mai avem, am, am găsit-o, mai avem, să tăiem de la cultură. Și George îi spune, pe dacă, dacă tem și de la cultură, de ce mai ne batem cu Hitler? Da, Toma Caragiu. Asta e singurul cu care a rămas. Toma Caragiu, domnul Toma, să poate trăi fără cultură? Da, dar nu merită. <laughs> fără probleme, să poate cum să nu trăiește, dar nu merită. Exact așa. Bun. Ce te ce? deranjează adică de mai mult la popularitate? Nimic, jur. A, ba da, mint. Faptul că oamenii se miră că eu mănânc fructe. Bă ăsta vine în piață la veteranilor să ia fructe Adică ăla care și eu toată vara Mai ales fii atent Eu sunt turbat așa Nu-mi place mă supermarket Uresc asta Da Dar În piața la veteranilor da. La mine care e piața adică... mea de 42 de ani Cireșe Pepere. Pepene Pepene, Pepene galben Mere Da Căpșuni orice... Și omul zice L-am văzut pe ăla era piață Deci mie ar trebui să-mi cumpere un sclav Pe care o să-l bici Uit cumpără este ea, da, ori să se ducă vreo bonă ceva, ori numai tovarășa de apartament să care până i vine ori cine ți-a ție astea? Te duci și... Da, la mine doar, ca să nu te mint, să fiu sincer, doar la de vară. Adică toamna și ea n-am mă ba, ba da! Mă duc a, mandarine, banane, da, eu cum, portocale, grefe. Eu, sunt de, eu, gref. de va, eu oh. sunt de vară. Și omul până a început să zică, bă, uite mă, vii și tu la piață Băi oameni buni, vin de 42 de ani Eu stau militar din 81 Cum adică voi m-ați descoperit acum de 2 ani că vin în piața asta? Păi eu am fondat piața aia Adică cum să zic, cunosc Nu, la veteranilor în, militari Și zic, băi oameni buni Știi și oamenii, asta mă deranjează că se miră Adică Fac fotografii cu tine, fac Da, da, asta este, nu este de ce ai ajuns cunoscut, oamenii au senzația că ești bogat? Da Și ești bogat? Nu, Am o Toyota din 2004 și stau în CCM. Da, din 81. Nu m-aș muta în viața mea de acolo. Asta nu cred că are legătură cu, da, băi, ăsta e cu... Nu. De ce? Și eu mă îmbolnăvesc și mă duc să-mi iau pastile și eu mă duc în piață să iau pâine și alea și eu mă duc să repar mașina și eu schimb cauciucurile iarna. E fix același lucru. Asta, da, chiar mă deranjează. În schimb, îi înțeleg pe cei care vor să facă poză cu tine, pentru că și eu, dacă l-aș vedea pe Dave Gehan de la Depeș lângă mine, asta șase ore și n-aș mânca, doar să fac o poză cu el. Pentru că, na, asta. L-am iubit pe Pedia Amiatovic, fotbalistul de la Valencia și de la Real Madrid, fotbalistul sârp, până n-am făcut poză cu el, mi s-a părut că viața nu e împlinită. Eu am, am avut un pitic pe creier. Îmi mesaje oficiale, de 10 da. 100 de lei, 200 nu. de lei, 2 nu. milioane, 2 milioane. Nu, care? nu. N-am primit niciodată ăsta, am primit însă super miliarde de mesaje de genul Aș vrea să mă ajut să știm unde e mormântată la Belu Și mă apuc și caut două zile Nu-l cunosc nu l-am văzut în viața mea Poate fi nickname, pseudonim, a.k.a. Poate fi un bărbat în loc de femeie, poate fi nu-l cunosc Omul în momentul în care îmi scrie Știu acum, mamă cât de ipocrite ești o Am zis întrebarea asta înainte ca să știi ce răspuns la ea Nu, în momentul în care scrie recomandă Am înainte de întrebarea asta, ai uitat? Da, corect, acum 2 ani. Zii. Când te întreabă, Recomandă-mi o carte, e cel mai tare mesaj. Băi, în tine te și sperii un pic, că zici, bă ăsta a văzut în mine un om care ar putea să-i ghideze viața la un anumit moment, o săptămână, două, trei, eu carte îmi recomandă? Dar eu care în viața mea am spus, băi am terminat școala pe șpăci, n-am citit o carte în viața mea și bă, de la 29 am început să citesc. Și lumea să dea mesaj la un țigan să spună, doamne ce carte recomanda și mie? Zic, nu te simți cu... știi, prima dată Și simți și o responsabilitate. Exact. Ce se recomandă să înceapă bine. Da, au început oamenii să scrie, merită să dau la jurnalist. Băi, băiatul meu, eu am terminat în 98, sunt 25 de ani, a, patra parte, a a -a parte dintr-un secol, nu știu ce să-ți mai recomand acum. Noi făceam carte pe vremea aia e un colegiu de 3 ani de zile, treci pe acolo și ai luat diplomă. Mai vrei mai stai 2 ani la master, mai pârlești niște din astea de la alți colegi, mai copii. Poți să-ți ai... să faci un doctorat, poți să-ți faci ai un post-doctorat, poți să te faci 10 ani. ani de zile. Și... 8, 10 ani! Nu Dacă ai părinți să plătească... Da, oamenii te întreabă. Uh, ai pus astăzi o melodie la Kiss. Ce melodie era? Nu numai că mi-a gâdilat auzul, dar mi-au plăcut versurile. Tank, Mamă, și te-a pus să-i povestești, tu o melodie de alu de pe și alu YouTube și așa. Astea sunt lucrurile care contează. Bun, pe lângă cașcaval, că de-aia te duci să plătești o chirie, o întreținere, o meditație, o rată la mașină și așa mai departe, că de te duci. Dar sunt chestiile care când am... Știi, când spunea oia al de Camil Petrescu cu ea, bă, scrie orice, bă, numai scrie. Păi cum să scrie orice? Bă, scrie dacă simți că poți să scrii, scrie bă orice. Păi cum scriu așa de retardat, scrie bă orice vrei. Ex și se... că simți ceva. Exact așa e și aici. Asta e și la mine la muzică. Zic, adică de multe ori adică, băi... de ce n-ai mai scos nimic? Ajungi la un moment dat să suferi de boala asta perfecționismului sau ajungi să suferi de sindromul impostorului, cum să spunem da, da. da, și încep să nu mai scoți. Și vezi că pe vremuri când nu eram nimeni, scoteam, că nu aveam ce să pierd, cum, ești generația exact. nouă. Dar, 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 la, la un, un moment, moment dat ajungi, au, nu, nu, scot asta. Un, un fonfleu a scos drăghice, asta da, da, mă, lasă-mă mă cu el că m-am lămurit. Petrescu? Asta spunea. Scrie, 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 scrie. Lucru pe care nu-l mai înțelegi, pentru că trupele din România scot o dată pe an, YouTube și de pescot la 5 ani. Ea n-ar să scoată din an pe an? N-ar putea, nu vor, tată, nu simt. Ei au venit de pe șai, așa, bă, uitați care treaba, ne-a schimbat stilul. Ești de peșar, mergi cu mine, îmi înțelegi muzica, nu? O zi plăcută, du-te bă la el alții. Nici o problemă. N-am spus că ei mai prost sau mai bun. tu, a zis, noi scoatem unul la 5 ani. Îl simți, mă simți? Păi, da, bă, da, va schimba stilul pe comercial. O zi plăcută vă doresc, la mulți ani. Dă-i drumul, Crăciun fericit. Înțelegi? Asta e. S-a asta e, schimbat, schimbat lumea. Păi, să-mi faci melodii pe placul meu. Păi, ia-ți bă, un sintetizator, bagă un ai. Te-ai învățat aminte sau de același primar? Am ieșit tot timpul și am votat. Am ieșit tot timpul și am votat. Niciodată nu l-am nimerit. Dar tot timpul că ăștia acum. Deci s-ar putea și următoarea dată să greșești. Da, pentru că tu nu alegi varianta cea mai bună. Noi, în România, nu le-am cu politica, nu mă bag și nici nu vreau. Dar n-ai votat niciodată ce ai vrut tu și ai crezut că l-ai votat. Ai votat. Mai puțin rău din aia da, doi răi. Da, da, da. Și de fiecare dată e și mai rău decât... Ela. Exact. Știi și toți acum... Eu adică că ar spun... fi exact alegerea care, înainte, înainte de alegeri, vorbeam cu toți prietenii mei, mai ales că sunt cetățean american, și aia din America spunea Mamă, abia așteptăm să scăpăm de Trump, că ăsta nebun. Ăsta aruncă bomba, ăsta da. facem nu știu ce. Și după apă Cine a apărut Biden și acum toți sunt... oh Cine a venit? E, toți mă ceartă, asta e Facebook-ul. Eu sunt anti-stat total, anti tot ceea ce înseamnă statul românesc, o, 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 o ameobă, un, o, o, euglena viridis, o, o chestie care... Bun, Așa. și scriu și Dar de ce zice acum de primarul de la 6 oprișeni a ieșit să votezi? Da! Da! De fiecare dată de la 18 ani! Dar l-am votat pe Constantinescu și după 4 ani a venit Nea Ion la loc, l-ai votat pe Băse care a fost trotil 8 ani de zile, l-ai votat pe ăsta care de 10 ani nu numai într-o delta Dunării și la Schișa și așa mai departe și ți-au trecut 35 de ani de, 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 după Revoluție. Da? M-am dus, am ieșit la vot, vă arăt alea, cu ștampile, cu buletin de vot, cu știu tot, am votat și cu mască pe față și cu mânuși în mână când a fost covid Și nu s-a potrivit. Deci Pentru de ce că... ești votant profesionist. eta, exact. Votant profesionist. La noi în militar nu s-a dat niciodată găleată, n -am N-am votat până la 42 de ani. M-am dus tot timpul. O să mă crezi? La început te cred, la început Nu din... m-am votat pe mine. Da. Corect? <laughs> Bravo, ai pus Care e relația cu șoșoiul? Bun, bună, 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 bună. Adică șoșoiului i-am dat, el și-a luat 5 uh, Five Game cu Shelly. Da? A ascultat Shei, l-am dus la concele a Romane, Tasu a stat într-un coș și l-am ascultat pe Shei, care printre altele și fratele meu te pup Shei. I-am dat aha, i-am dat de peși mă să i-a dat Michael Jackson, i-am dat Bonnie Tyler, ei, lui când îi pui la 15 ani, zice Bonnie Tyler. Ok, totul e Ascultă și și de la Stai cu minte, stai cu minte, fii atent. Uh, acum îl suna, uite, a, de da la școală, că îl sunam acum, zic, că cântăm așa, Sharaiman Și începe, de te -ar bate, ne că bate. Nu albume, da, mă, ursii, da, 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 da. dar știe despre și nu strâmbă. Când aude pe Damian, când îl aude pe... I-am pus sub... Ia vină mâncoa. Zic, ia oprește-mă fifele astea, hai să nu uităm la subcarpas cu surorile Oșoianu. Ce să facă, Oșoianu? Ce să facă? I-am dat drumul la... El prima dată, băi, stai cu minte nu s-a mișcat. 10 minute și a zis doar atâta. Mamă, să-mi bat picioarele cum mi s-a făcut piele. Bine. Am mers la concert la... Uh, ai cântat o dată afară, undeva. Mâncam ca porcii, și nu știu ce. Și a început Damian să cânte. Zgâdii la uzul, Nu știam cine e. Era departe scena. La un Crăciun, la un nu. nu. Așa. Oi mersese pe cârnăciori, pe, pune mă niște, niște mămăliguță, mâncai de aia. Puteai să faci acasă, dar frig ceva cu tare. Și am auzit, a gâdilat auzul vorba lui. Băi, hai mă, cârna mai mâncăm. Asta e reacția. Hai acolo. Băi, ești prost că avem aici. Hai mă, bagă repede. M-am dus acolo, te-am văzut, m-am întors și am continuat și am mâncat. Nu mâncare, am luat da, da, da. Pastrama, am luat nu știu ce. Da? Adică... Nu par ca un om care mănăște pastramă. Oh. Dar copilul ăsta vrea... Nu, nu, nu râde când te aude. Nu râde când aude Romica Puceanu. La început, nevastă mi-a zis, băi, de ei, Romica Puceanu la 12 ani. Pătulește-te cu te lasă-mă la vârsta lui. Cultură generală și Ai, bă, e nevoie. voie. Când am făcut, Petrescu. Dacă mă țin minte când am făcut albumul ăla cu Smiley, cu da, Gypsy Rock, da. toate Ce alea? a zis toată lumea atunci? Nu, era, era oameni care mă întrebau, tu, oh, Damian, oh, incredibil, ce frumos. Da. Ați compus Șaraiman și Șaraiman incredibil cum va ieși. Da, zic, da, eu, eu l-am comp... Bă, pe, bune glumești, dar ți-ai ai? 35. Pești tu nu știi, Pe piesa lui Romica, lui Mătuș și yeah. Mena, nicio <Ş1> -ă -ă. temă cu mine. Da. Adică, nu trebuie. Bun, asta nu-mi place rocul. Nu că nu, -mi, nu. -mi... Dau un exemplu, nu că da, nu mi dar a Dar știi. Dar nu Nu, Ai o idee ce nu metalica. Morrison, exact. Morrison, exact. Cum? Adică nu-l știu pe nu știu, nu știu dors. Da. Bă, nu mă bag în albume. Da, mă, nu. nu, mă bag în 100 de idee. Nu știu muzică lăutărească, dar o iau acum de la mă Ghiță Ciolac. Înțeleg, Lasă, mă duc ceva. jos de la Ghiță Ciolac, da, mă duc. Da, da, da. Pornesc cu barbul lăutaru, mă duc la Ghiță Ciolac, care cânta la moară la scârța Mă duc la Maria Tănase cu fărămiță lambru, băi fărămiță, vezi că ai basul, ai, la, la, ai ceva spart la ăsta, că la hognă ăsta de 48 de baci, s-aude ceva și a zis, da, doamne, am gaură, ai auzise. Avea... băi, ai Buhaiu spart că m-a tras un curent, i-a zis. Și așa mai de. Te duci, nu pot să vorbesc de istoria copzarilor. din. Nu, de... Băi, la, ai, ai da, o idee. Știu ce, la un țambalist. Ia, ia fă liniște, ia cu... Ăla la contrabas cu unghia, tân, tân, tân. Cum? Ce preocupare El este campion bucureștean, deci campion municipal de 3-4 ori la basket ce și cam... vicecampion național de 2 ori la basket. Adică are? omul e 1,95 la 15 ani. Deci ajunge la 2 și Da. Că se duce, 2 și 10. Am 48 la picior, cât are? 48 jumate. Te ok, abadut. deci face 51, 52. Da. Perfect. Uh, Ce părere Comu ai? Omul a fost primul în liceu în clasa 4, a primul în liceu în clasa 8. Ducând și basketul în cârc. Nu deci o să-i e... reproșez vreodată ceva? Ce înălțime avea în clasa 7? N-a fost niciodată mic. Eu în clasa 7 aveam 1,70. Între a 7 a 7 cu 2 ani avea 1,80. 1,70. Da. La sfârșitul a 8 aveam 1,92. La sfârșitul a 8 aveam 1,95. Nu ca să, adică, dintr-o dată, da. Da, da poți să-i reproșezi omului ceva? Doamne ferește, să stăiască, să stănească fie sănătos. La... Când vine, când vine acasă, mort, mort, după patru antrenamente pe săptămână și mergi duminica sau sâmbătă. Și să apucă să scrie, să să citească, stănească, să, să, să rămână la fel. Ce deci, o să joace împotriva lui James LeBron? Doamne așa, nu-l mai pri. A, al ăla, al ăsta, bătrânul nu poate, pe la micu. Ce pe la să-l prinde la cum se asta? Și la cât brain hacking și body hacking o și... sută de mii de dolari pe lună cheltuiți pentru preparatorul, pentru pregătirea fizică, dacă acasă! Ai, dacă ai... Acasă, nu vorbești ce face el la echipa faci de club. de milioane pe, 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 an, știi cât e asta? Mi se pare că Dar e... Ar fi la noi un milion, e da, puțin. Mi se pare că e puțin, că da. Dă. Chiamă pe unul, vină băiatul meu încă. hai, fiată niște gantere și putare, ia la tăcă. Da, nu e vorba de o de e vorba de tehnologie. Stai, cu suplimente cu alimente, cu tot ce e, printre analize. acestui sportului, nu al... Nu, mai longeviv din punct de vedere da. nivel sus, de calitate. Da. Când își ști accidentat un an, bă, săracul i rupt un an. Da, adică bă, el nu. și Ronaldo au dus asta din punct de vedere tehnologic, adică niște roboți. Da, da. roboței. Din punct de vedere talent nu se compară cu Messi sau cu, da. cu... Pele, Mar Maradona sau corect, Michael Jordan. Corect, corect, perfect de acord cu tine. Da. Adică Lola îi mingea și desena. Ăsta Asta bagă picioarele sub scaun și face da. 200 de bricege da. Jordan când te uiți în, încă în ziua de azi, zic, da, era făcut din plastic, cum era de adică... El plutește, calcă înainte de gălușcă și de aia, sunt șase metri și ceva bă, să zbori în aia. Ia ce să ce încercăm ce... de să bat aici, și să și ies pe creativitatea? A... Da. Da. Care nu avea de la cine să învețe. Adică, în momentul când da. se duce cu mingea, se da. uită la ea aș pe așa, o, o, întoarce Ronaldinho, și așa, la când la... dă nou look pe asta, se uită încolo, da. îți rupe dinții. Da. Îți rupe dinții. Da. Îl da. pe ăla cu colțul ochiului acolo, dar ție... Foarte similar între Ronaldinho și Michael da. Jordan, creativitate. Plăcerea de a juca. Da, da, da. da. La Ronaldinho n-a fost atât de mult, a fost numai plăcerea de a juca. La nebunul de Jordan a fost și competiția. E Extrem. Îl bătea vrea să-l bată da. pe fraxul și ei da. spuneau, fractul 4, 5, 3, 4 ani mai sus. Ce dacă? Știi că el s-a dus, l-a chemat la, la uh, reuniunea uh, sponsorilor celor de la Chicago Bulls și a venit și unul de la General Motors, de la un meg, nu știu, greșesc acum, nu știu dacă a fost bun, Grand, un grande care a venit cu un copil de 9 ani și a zis Michael cu tare, lasă Michael, vin cu știi să joci biliard, da, și a provocat toți. i-a bătut pe ea și l-a bătut și pe copilul mic și i-a luat banii, îl a început să plângă, ăia din board s-au dus la ei și a zis băi, plângi ăsta, ești și a zis Oi... competiție. Dacă nu să bag, băi, îi luați 10 dolari, stuia, dă-i bani înapoi. Nu, lasă că are taxul sau nu. E competiție. Nu știi că poți sau știi că nu poți, nu te bagi. Nu te am fost impresionat, uite că am sărit la asta, dar amândoi suntem de HD și ok, uh, ce am fost impresionat este că în mintea mea, mai ales venind în artiștilor, și tu știi că artiștii avem treburile noastre cu șprițul, da. cu băuturile, da, cum nu știu ce, da. l-am ținut întotdeauna, din punct de vedere al nedependențelor în afară de Trabuc uh, uh, Michael Jordan foarte clean Da. și atunci toată viața mea, mai ales teind în state și având da, relații da, și am să aud nu știu ce, băi, Trabucul la un moment dat sunt mai mult ca sigur, noi, eu, eu cu tine din generația care facem pe partea acum eu sunt sigur că la tot biohacking-ul ăsta care este, în 20 de ani poate, poate mult, în 20 de ani o să, o să, să devină și asta ceva care e o dependență bolnavă da. Acum încă e ceva masculin. Da, 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 moi cu coniac, îl moi. Dar la cum să mișcă lucrurile, peste 20 de ani o să fie, aolo, și asta e oribil. Da. Nu promovezi asta ca idee, da? Deci trabucul ăla o fumează omul, și am fumat trabuc, nu vrea să Îmi mergea cu cutia trabucul pe mine. Așa. Dar, când am văzut pe Michael Francis, ăla, mafiotul, da, care a spus ceva înainte să apară Game Changer, filmul, da. The Last Dance. Da, The Last Dance. Și după aia, când l-a spus la Patrick Dave în podcast, că, domne, adică eu credeam cum și tu, mai ales că tu ești specialist în așa ceva, credeam că Michael a plecat pe bune la baseball, că așa i-a venit lui, așa i s-a trezit lui. Nu, de fapt l-au omorât, l-au ucis pe tata lui Maica, da, tu... pentru că juca da. el juca, a jucat sute de milioane da. Da. la jocuri da. și au venit băieții din bord și au spus așa, vezi aici de imagine care s-a întâmplat ceva acum câțiva ani de zile cu un mare, mare tenismen care cineva mai înțeles că l-a da, 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 da. așa ceva în America ai înțeles că de deștepți au fost băi, să nu bulim imaginea da, că e o, e o industrie imensă, era, nu e era, numai... Era cea mai mare imagine Erai... Ai istoria, ăla de, de istoria da, da, da. mai mult decât Will Chamberlain, mai mult decât, decât oricine altcineva. De Patrick Ewing, decât exact. Magic, de decât... Exact. Și atunci, băi, ca să nu ne norocim asta, vine cu ce? Hai, mută-te puțin la baseball. Curățăm. Te, curățăm. Noi curățăm adică, pe aici pe jos am... sângele. Te întorci înapoi. Te întorci. Poți și eu, an de zile, care am fost fan cum și tu, adică... Da, tu te-ai dus și ai crezut că ăla din... a zis, gata, mă, m-am săturat, o simt până aici. Noi toți. Uite, pe ce nebun e, nu știu ce, nu știu ce. Și abia nu, acum, acum când am auzit asta, am rămas, băi, două zile. Dar cât de jmecher a fost ăla care a putut să-l sucească, să-l întoarcă? Da, că mie îmi vine ideea și eu vin și spun ție și tu zici, băi, dă-i mă drum da, am foarte bună idee, o Dă-i mă drumul de aici. Dă-i drumul că ți dau un șpiț. Și pentru câți Mi bani să... sau pentru ce? Adică, nu, dar da, da, și inteligența lui să spună. Dar nu știi cum se zice tot timpul că, bă, o emisiune de succes o închizi când e pe val. Da. Nu când e în cap. Să zic că băi, te-au dat. Și după aia l-au adus și înapoi și a al cincilea. A mai luat. A pus capac, gata. Avea și pe băieții după el. Da, era echipa așa. Da. Și a spus, nu, 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 merg înapoi fără Pippen și fără, fără Redman. Fără Rodman. Do Rodman și Pippen. viermele exact. și cu nebunul. Da, da. Hai mi-aduce 2-3 de umplutură să fim 5 Dar eu am terenil. rămas impresionat și așteptam să vorbesc cu tine despre asta. Și cred că și tu ai fost impresionat când ai auzit de, de, de dependența asta cu jocurile. Nu credeam, pentru că eu l-am văzut totul perfect. Știi unde, nu, unde am început să-l cred? La Tiger, la Tiger, când am auzit cu... Da. 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 dar uh. la asta, Știi unde, știi unde, nu puteam cu pistolul la tâmplă să zic că era dependent, dar știi unde am simțit că, bă, când am văzut filmul și el juca cu bodyguardul lui Liniuța la perete să da. ia lua la bani. Da. Bă, acolo deja ești un pic. Ceva ciudat. Ești ceva ciudat. Bun. Că tu vrei să spui ghetele și returile de unul singur, de ce? Pentru că n-ai încredere în nimeni, perfect. Da. Și că știi că dacă fac întors să ce, vin vii și îl bat pe Damian? Da. Dar tu ai pentru 100 de milioane sau da. 30 de milioane, că nu știu. Și atunci mi le pun eu. Acolo, bă, e tipic. Superstiție, cu el, lua, poate bun, să fie, da. Și așa mai departe. Că vreau să iau banii, că sunt în sistem de competiție cu oricine, mi se pare normal te am plecat pe drumul ăsta. Că bem după paharul mai repede, că mergem cu mașina mai tare, e o competiție că e în jur noi. pe alții, nu știu ce că, ești ești. că, că, tu ești mie. Bă, da să joc. Ia vină mă cu câți bani pe tine. Să-i zice lui, I a filmat. Deci tu știi că te filmează unul așa, dacă jucăm noi doi un barbut, hai vedem noi, ne mai auzim sau o tablă. Bun, și ți iau 2000 la mar și tu 1000 4000 la Bun, dar eu să vin la ăla să știi că filmează cu camera aia după tine. Și tu să Și tu să-i zici câți bani e pe tine. Și ăla zic că poftim mai, lasă-mă, nu poftim. Câți bani? Ăla ce 20. Care o dă mai aproape de perete? S -a, a fost primul să-mi întrebă. Da, când am văzut în da, film. Dar după aia s-a auzit că, că, a jucat sute, sute de milioane. Da. Nu-ți să crezi asta. Zic, bă, -a luat, bă l-a luat pe ăla care era un bat și s-a bucurat că el a luat. Tu având acasă exact cum zici, 100 de milioane, mă bucur că el a luat la 20 de dolari. <laughs> Te pup, ți-am luat banii. Ce la Mike bat, niciun bat, bă, scoate banii. Ia uite. Dar da, cât de, de, de bine acoperită, nimeni nu știu că l-au omorât pe tasu, nimeni nu știu că era problema asta. Oamenii, oamenii. Profesioniști. Oamenii fac. Bine, nu, ar, asta? ar fi distrus. Am citit cartea cu băiatul care a fondat Nike. Da. Tăticule, tăticule te duci de. Nimeni nu credea în el, s-a dus la niște. Deci, deci, ar fi distrus industria NBA-ului. Da. Dacă, dacă se întâmplă asta. Corect Dar sau nu? Ce a făcut? Ar, da. Armstrong ce a făcut? După ce a ieșit și a spus că s-a și, a luat ea șapte, toate alea șapte înapoi. Gata, ai căzut cu cât mai sus da, dar nici mai contează că a dat alea șapte înapoi, s-a s, -a, s, -a discuț... s -a dus tot. Exact. Tiger ce a făcut cu golful? S-a terminat. Hai, mă, lasăm, gata, mă, cu tare. Am ce putai să căutăm pe aici prin Europa, pe Baiestero, să. S-a și cu Palmer, s-a terminat cu tot tot. s-a dus. nu făcea la fel și ăsta? Hai, mă, lăsați-mă cu astea. Tu începe meciul la 1 noaptea la noi. Și când mă trezesc la 5 și 10, ai mai au 2 minute de jucat. Deci este o 4 ore joacă eu meci de baschet. Vine mașinuța, intră pe teren, trag gheagul. Știi, știi, ai de... fost la meciul, am fost și la meciul la ei și... N-am fost, n-am fost, n-am fost, n Câte mâncare, Și 22.000 de. de, oameni în oh, tribună. Oh, ce făcea el dacă C ucide asta? Ce făcea el dacă ucidea asta? de, de fotbal Ce de făcea el cu Nike? Băi, ăia nu exista una, îi făceau două perechi de tenis. Ce erau ei înainte? Așa mai departe. dacă tot am ajuns la, la dependențe, de... ce părere ai? Și mai ales că am un copil de 15 ani, de să-ți ești mândru de el? Ce părere ai despre ce se întâmplă în momentul ăsta cu drogurile? În tinerilor. Sunt două probleme, adică două, două nu sunt eu specialist și așa mai departe, dar bă, prima dată contează educația. O prima chestie este educația. Sunt și cazuri în care educația e bună, da copilul sare calul, dar în 90% din cazuri educația, dacă el n-a văzut în casă treaba asta. Și a doua problemă este, perfect, bun, am înțeles cu educația, ce faci cu cei care nu mai au părinți, sunt plecați în Spania? Dar ce faci cu cei care au părinți, au prea mulți bani și copilul e pictisit și la 16-17 ani primește nu știu ce mașină, tot o, nu știu ce? Tot, tot o chestie are educație. nevoie de iarbă să prăjească pentru că el e nefericit că uh, nu, e, nu, e, fericit în viață. Pe păi dacă îți iei adidas de 3000 de euro, o mașină de, de... El ce-i vrea să în viață? Cheamă tot niște prieteni dintre ăștia? Da, normal adică că are nevoie de ceva. El niciodată nu o să poată să, să mai facă bine. Tot timpul va fi degradant. Standardul lui deja e, va fi prea degradant. Sus. Da? Dar uite-te, lasă copiii noștri. De ce luăm copiii noștri? Uite-te la mari actori. Uite cum arată, cum arată ăsta de bărbaxul lui Jennifer Lopez. Da. El e distrus de 20 de ani de zile de la băutură. Da. Da. De 20 de ani de zile. Băi, are cașcaval, Ben Affleck. Actor imens, uriaș, face niște erori de... Sunt de... milioane, se... da. Bă, îl iau pe unul, pune mă niște... luat cu asta și tot de primat, ești tot... tot. Bă, îl chem pe unul, ia vino mă încoace, unul mare, gras, uriaș. Băi, mă bați de Dacă într-un an de zile eu nu mă fac om, tu ai voie... Uite, îți dau un scris că ai voie să mă bați, să mă legi de cu cătușe, să cutare. Tu trebuie să mă faci om. Adică cum adică să nu pot? Cum adică să nu pot la banii mei? Whitney Houston, când tu știi că ai problemele la. Bă, și ai există voie să mine și în adică baie. Am avut și eu momente când am fost, am avut dependențe. Măutură, da. da, ala, da, iarbă, nu da. știu ce. Băi, m-am dus de, de, de șase ani de zile curat în toate. Ce, mă, bă, -b mă bag în fiecare zi dimineața, 7 minute în apă rece, la un hof. Da. Mă duc țin post negru, mă duc fac casa, mă duc, adică, m-am dat peste cap, mă duc în Peru, mă duc în Ayahuasca. Bun. Și de... dacă n-ai fi putut, chemai un băiat? Bă, bă, eu mor bă, bă, mine. Cu pe mine. Da, și el mă... ce, ce, fratele meu, nu pot să dau în tine că ești da la mine. La Ia contract. Da. Ia și scrie Decât să mor păi mine. Da. Nu mai bine ai grijă de mine? Da. Da, dar nu pot eu să te să spun, pac, să ți dau peste mână, nu mai mânca Ba dacă, păi mine mor. Că mi-a zis doctorul, dacă nu, la dacă ai mai băut un paharel, n-am ce să -ți mai fac. Da, da, Să-ți da. faci direct costum. Să ți ai Și atunci astea nu pot. Bă, că voi ăștia nu înțelegeți. Stăm ăla am a plecat de la monitor. Contează foarte mult să înțelegi unde ești, să vină la din când în când să-ți mai dea un pumn în gură, să zică nu uita de unde ai plecat, iar dacă acum ești Cristian Ronaldo. Iar dacă acum ești, vezi că în 2-3 ani... Dar tu nu vezi că, tu nu vezi că se dovedește ceva la, la ce acum. Se dovedește că dacă ar fi să iei după talent, știi, știi ce vorbim, da. mai ales la cât de informat ești tu și cât de, multă informație multe informații ai digerat, în rândul celor două meserii, care sunt cele mai păguboase și cele mai blestemate sportivii și artiști. Da, nu există. Al loc unde să fie cea mai mare problemă, a exact. dependențelor de femei, de droguri, de dro tot. La, la asta doi ia capul. Aici e cea mai mare problemă, din Fia tot în istoria lumii. Corect. Politicieni sunt pitiți, alții sunt pitiți, ban bancherii, dar la noi totdeauna aveți problema asta, da? da? Și la femei și la bărbați. Da. și cum ai dat exemplu cu Ben Affleck, adică industria entertainmentului da. și uh, și sportivii. Nu stau să exact o nici că cu tot la din anii 20. Exact. Dar eu spun acum Valentino. Ceva. Da, vezi acum, vezi acum la cum am spus la Roland, la Ronaldo da? și la James Lebron. Da. Vezi că dacă o iei așa, dacă o iei la oameni extrem, extrem de talentați, Maradona, Ronaldinho, geniu, Dobrin la noi, alții, 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 alții care au fost talente naturale da. și care tu știi, nu știu, da, de scur, la mama lor. Și mai bine? Da. Oare unii care nici nu s-au Să stăteau cu țigara în gură, da, 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 nu ia ia ce, ai... alergau, i-a doamne, doamne. O, după 40 de minute, alți aveau putere, cu harul lor, ca și muzică. Da. Băi, nu când sunt bea, nu știu ce, mor pe scenă și rup. Și dar îi vezi pe ăștia că deci înseamnă că e clar că dacă ajungi la procesul ăsta tehnologic nou, da? Biohacking, cum se numește, brain hacking, body hacking și vezi un Ronaldo care are, la înferință, nu-i are talent de la Dumnezeu, dar nu se compară cu Messi sau cu Ronaldo. sau E muncă și ce? Ai acces la tehnologie, la biciu. Băi, în fiecare dimineață îți spătesc. Da, dar e conștient de treaba asta. El nu vine și zice, eu sunt Dumnezeu. Bă, am 37-38 de ani. Ce fac? Vreau să mai joc. Dar făcea asta de la... Da. 30? Da, și zic la ținemă de picioare, să fac brici. aici fac... 10.000 10 pe zi da. și fă, fă, da. da. asta. Da. E, același lucru poate să faci ca și altul cu dependența. Dar tu trebuie să sau... o asumi, să ți exact. o asumi. Exact. Aici dacă nu mai bă că mai duc, ți-ai rupt piciorul la 3 5 de ani și nu mai joci. Dar tu trebuie să ți o asumi și să spui frate, eu nu mai pot din momentul ăsta, am nevoie de ajutor în toate domeniile. Da. În toate domeniile. Bă, eu sunt fan de pești. Dave Gehan când a simțit că e nasol și a zis că a văzut un pitic bărbos că el trăsese speedball, că nu mai era numai cu caci, pusese cu amfetamină, cu cocaină, făcuse băiat o grămejoare ca lumea și a zis că la capătul tunelului era un pitic bărbos momentul ăla a zis, gata, m-am pierdut, nu mai pot să fac nimic. Au venit medicii și a zis, fratele, mele, tu ești un cazul unul la un miliard că nu ți s-a oprit inima sau că ți s-a oprit, dar mai pornit, că n-ai rămas cu sechele pe creier, ce facem în momentul ăsta? Și din momentul ăla s-a dus la dezintoxicare și a devenit alt om. Știi, adică stăm puterea toți, ta. Știi, pare, pare niște... toți trebuie să ne schimbe pe ceva. Pe mine m-a schimbat da. nașterea da. copilului. Da. pare un șablon. Băi, că depinde numai de tine. Ăsta e. A, și cu ajutorul altora, că nu poți să slăbești dacă nu mă dau la un nutriționist sau dacă nu-mi dă unul niște exerciții de sală. Eu după mine, ia, te o deoparte că fac eu. Nu, să vede că nu poți. Și atunci, dar trebuie să-ți o asumi. Băi, e momentul T0, hai ce facem dacă încolo. Că vine la medicul și zice, prințule, n-a pus 50 de ani. N-a pus, zice fratele tău că n-a pus. atunci tu trebuie să faci ceva. Și dacă schimbi niște lucruri, poți să pui da, 80. Da, da. Dar dacă nu, nu pui 50. Știi, aici da. aici ești. 50, asta cu 50 este pentru că este, un ciclu de 7 și la 49 de ani, păi. 90% din oameni, dacă nu depășesc momentul ăla, da, la revedere s-a da, dus. Da. Sau atunci se declanșează ceva. Știi că vin toți și spun, păi face accident vascular cerebral la 45 de ani și vine medicul ce bă, să făcea și înainte, dar nu se știa. Deci toți făceam din totdeauna, știi? Bine, acum ai stresul mai mare, prostii... mi-ai și cancerul care e de... prezent în noi toți. Da, da Doar până să de... Da, și atunci zici, bă, stai mai un pic, că nu e chiar așa. Ai zis că cel mai șmecher interviu -a, a fost cu Corneliu Vadim Tudor. Pe parte de extra fotbal. Da, șase ore acasă la dumnealui, acolo la încotroceni. Ceva... Genial omul. Da. Da. Capacitate. Nu vorbim despre politică, nu vorbim de România Mare, nu mă interesează treaba asta. Om de cultură. te, te verificam continuu. continuu. Te aruncat și Că de ai, asta era, nu luai examenul. Știi? mama mai, mai, mai povestit și spune așa, am aici un tablou de Izer, habar n-ai tu cine Izer. Și eu ziceam, am da, un pictor care făcea și... Bravo, bă, bravo, cu tare. Știi, mergea mai departe masca mortoară a lui... Uite, am pe masă... Băi, oprișene, am masca... He, he, a masca mortoară a lui a, a, Eminescu. Tu bănuiesc că mai mult de poezii de Eminescu nu mai știi nimic. Zic, bă, da, l-ați ajutat pe a, Gheorghe Eminescu, care e general al armatei române, n-avea casă în 86. A, te bag în paștele, -tii. dar tii. Iar pe partea asta la altă, pe partea... Sunt multe, adică a, am sunat în Mexic să vorbesc cu Hugo Sanchez pentru că se retreseze Hagi. Și-a răspuns o secretă. Era... Două noapte la noi, la voră la e acolo. Și mi-a zis pentru Hagi, da, ö, domnul Ugo Sanchez într-o ședință și o să vă sune dumneavoastră, noi crescând cu tumbele lui, da, lui da, da, da. Real Maezuri, 180, și în 1986 la da. Mexic, da, la, la... Scadă... Bun, și zica, gata, um, a dat la scârbe. două ore a sunat, ula, Ugo so Sanchez, Catalina, scăpată la dumână de trei ori, îți dai seama. Pentru că era regele legică, Hagi și a zis, hai să vorbim despre și am vorbit jumătate de ori altfel așa față în față de departe interviu cu Gicu Dobrin. Gicu Dobrin mi-am pus în cap la 23 de ani, 99, să mă duc să vorbesc cu domnul Dobrin, că era domnul, nu era Gicu, nu te trăgeai de bărnesc cu Găscanu. Păi Găscanu a murit în 2008, asta se întâmpla în 99, deci cu 8 ani înainte să nu se știa că. Și am zis, domnule, vreau era, Adică era ok sau era? No, perfect, ok, valid, se lăsase. Uh, se lăsa total se lăsase? Se lăsase total. Și înființați o de fotbal Nicolae Dobrin, la Pitești. Deci în ultimii 10 ani el s-a lăsat numai mic. Ai că tot, hai că o problemă, tot, tot a spus cineva. a nu. Nu. avut o problemă gravă de sănătate. S-a dus să joace pe malul râului Prahova tenis cu piciorul și a intrat un drug de fier atât în picior. Etanos, nenorocir, tot septicemie și a zis, gicul ăsta în picior, că nu se mai poate face nimic. La o miuță, la o șușă, eu cu tine, în pantaloni scurți, în slip. Și un doctor de la spitalul militar a zis, cum să piciorul lui Dobrin? Băi, numai că s-a dus în corp. Băi, este stâmpis la cap, este piciorul lui Dobrin. I-a luat piele de pe aici, de pe aici, de pe aici, de pe aici și are a refăcut piciorul tot. I-a scos tot ce era acolo și a zis, Gicule, din momentul ăsta, ești matale și cu bărbosul Nu mai poți să pui pelin și bericeaică și ce pui, matare Ochiul Dobrin pe gură. Deci, Dumnezeu i-a dat. Im... Exact din ce era nevoie. Și eu m-am gândit așa. Deci, dacă nu s-a întâmplat accidentul ăla, el ar fi, ar fi murit de la băutură că el continua să bea. Corect. Și i-a dat Dumnezeu altceva ca da. să nu. Da. Și a mai dus deci A da, da, corpul era afectat. Da. Dar, în momentul în care am discutat. Deci, aici avea fost 50 de ani. Cam așa, da, era, Gicuțu a dus-o până în 80 și ceva pe la Târgoviște, dar mai așa, mai la, da, 99 trecut să răbun. Și uh, Oprișan șmecher, uh, 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 am zis, băi, îmi pun în cap, Gicu Dobrin să explice lui Oprișan pe reportofon înregistrat, nu vorbe, de ce n-a jucat la campionatul mondial din Mexic, cea mai mare enigmă din istoria fotbalului nostru până în acea, aia. nu te mă aici, că au fost chirilă cu ăștia, bă, videoarița nu i-au spus și o să-ți puneți eu unui puțoi. Și am dat-o cu școala de fotbal cu Dobrin, unde domnul Dobrin ducă acești boboși de găscan cu tare. Bă, de ce ai venit, mi-a Am putut să-l păcălesc. N-ai venit de boboși, de găscan, de nu știu ce. Ia le zic, am 23 de ani. 23 de ani. Acum viața mea e colea, zic, cariera de jurnalist sportiv. Mă faci mare sau rămân un dână la care traduce știri? Hai de la Valea Ursului, că mai ai să-ți povestesc. Ne-am dus să mâncat ciorbă, discuția cu Gicu Dobrin despre ce a lipsit și a fost la o ciorbă opărită, bună de nebunești, și o toc 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 tocăniță cu cartofi cu mărături. Deci, în momentul, când prișas, fost, cu Gicu în momentul, când a, fost, cu în momentul când a fost Gicu Dobrin, Dembrovski și toți, aia, toți el, el, el n-a fost. De ce? A zis, frate, am fost acolo, dar n-am jucat. Și a zis, e vina mea și vina lui Angelu Niculescu. Vina mea, pentru că a fost bagabond, fost bagabond, adică? pleca o noapte. Ră, răducanu, Angelo Niculescu a luat cheia și a zis Gicule, eu știu că tu pleci. Ne Angelo, sunt în pat în fiecare seară la ora 10. Angelo Niculescu a luat cheia de rezervă, s-a băgat în patul lui, s-a învelit cu plapumă. Și când a venit Gicule la 5 dimineața, s-a suit peste el. Ce faci, mă dai peste mine? Bine, că la 10 seara ești în pat, e cât e ceasul? 5. Te-am pupat? da? Prima. Și a doua au zis, De ce la credea că nu o să facă față la joc, fiind obosit? Și gașca celor... Că era născut și -a făcut față. Și gașca celor de la Dinamo, care nu l-au vrut. Nu dă lume. nu da, scandaluri și o să odihnească în pace acolo că a fost bun Și alții mai sunt și în viață. Mul, mulți sunt în viață. Și a zis nu. Și a zis că și fii atent, te duci Une, acasă. Uneori, și de muzică știu asta, iartă-mă că te întrerup, uh, alții pot fi eclipsați de talentul unuia care are așa de mult talent. Exact. Bă, și eu sunt bun, dar asta mă eclipsează. Da, și mai ales, în perioada, mai ales care... în perioada, unde e ușor dacă pui două vorbe să scoți prea dintr de afară. Și mi-a zis doar atâta, nu vreau țigănie și scandal, nu vreau, nu vreau, că mă știu cu ei, sunt observator, ăia sunt președinți de club, a zis doar așa. Ești băiat deștept și pricep din mult Te uiți acasă și te uiți în uh, statistica fotbalului românesc. Și vezi așa, campanie calificare, campanie calificare, campanie calificare, campanie calificare, Gicu Dobrine pe teren, Mexic, 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 nu e, campanie de calificare, campanie calificare, revine, din nou. Revine, din nou nu merge, revine. Da? Și a zis cu asta, am zis tot, hai să mai mâncăm o cerbiță. Da? Da, e pe reportofon tot. Și a zis și o bagabond. Da. Sunt povești Imens. adică da, vorbim da, 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 da. 3 trei zile de Dobrin. Dobrin care s-a dus la Real Madrid și n-a vrut să joace. Da? a zis, tată, mi-era dor de gica. Și Dobrin, de acasă. Dobrin care nu, nu l-a lăsat Ceaușescu să-l să vindem să la, la, real. Nici nu voia. Lui era dor de gica și de sarmale de Crăciun a zis că ea n-aveau. Și de puradei din spatele blocului care și ca fotbal. Noi nu putem să înțelegem astfel de oameni. Ce aici, aici crezi că e o temă ca nu la... Nu, putem înțelege nu, nu stai, stai, stai cu, eu înțeleg. Aici ai uitat cu cine vorbești. Aici, aici e vorba ca la mulți țigandai mei. Extrem de talentați, de muzică. Da, tu știi, da. nu, unchiul, nu, meu pentru că i-a mers mintea. Da. Romica a mers mintea, era deșteaptă. Da. Ce, străbunica meu, Luca, era băgaș cu gheoghiu. Nu, adică trebuia să-ți meargă și da. mintea. Da, da. Erau alții mai talentați, poate, dar nu... Nu-i ducea mintea. Exact. Eu dacă am un talent, m-am născut între ei și asta, am un talent care am fost mai talentat decât în muzică, în ambiție. Știa, și, ambiția e un talent. Bună asta. Am alții pe care știu verdea mei cu tare, care da așa și au nu notă, au tot, 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 tot. tot. Dar la fel ca la Dobrin, este o boemie pe la fel ca, care. Nu la, la fel ca la Dobrin, în momentul când a ajuns și a câștigat bursă, nu știu unde, eu m-am chinuit să ajung primul român la Berkeley am câștigat bursa și m-am dus și am făcut orice. Asta ai vrut. alții au câștigat bursă sau nu știu ce? Și a spus stai înapoi acasă, mama, Dă-și mi niște te să mă duc și o nevastă, mi-aș copii și nu știu ce. Cam același la lucru la Gicu, ca la Dobrin. Nu, la GICU mă gândesc că a fost și boemia asta pe care noi nu înțelegem. Să fii boem în adevăratul sens al cuvântului. Mie mi-ajunge piteștiul și faptul că îi dau craci lor acolo în Liga Românească. Nu ne cu trebuie să dai craci de la Barcelona, nu. Dar noi nu înțelegem pe asta, pentru că noi suntem neavând talentul dumnealui, noi suntem bă să ajunge. Cum băiești în pisă, nu vrei să ajungi la Nu e S-a întâmplat asta cu foarte mulți țigani lăutari, muzicanți. N-aș înțelege o Una e să cânți la sala palatului, alta e la Madison Square. mulți N-aș înțelege la tine. Dar dacă știi că Damian Drăghici le cântă la 12 puradei în spatele casei și ăia stau cu gura căscată așa, să mor ca și încerca să te înțeleg. Dacă n-aveam ambiție, așa era. Așa erai. Nu știu pe ce bază să o pui. Adică să, să poți să, pui, să, po să spui, nu pe ce bază, să poți să spui, băi, omul așa e deci el. fi fost coleg cu Julio Iglesias. nu, Julio era mai, fusese mai înainte și era la echipa de junior. Era la coleg așa, cu Paco Hento, cu Santillana, cu Piri, cu Amansio. Toți băieții de care ți-am zis n-au sub 400 de meciuri la. Ăștia 5 de care ți-am zis au 2000 de meciuri la Real Madrid, 2500. Da? Pentru că el s-a dus la meciul de retragere al lui Paco Hento și le-am băligat lor au picioarele. Și a zis: "Bu, asta trebuie să-l luăm." Pe el îl chemase. Câte el, el? La Șușă. El sunt un singur meci la Real Madrid. Și a fost la o sușă, la meciul de retragere al Paco Hento, unde nu te faultezi, nu da, te te adică dar, vă... exact, dar nu era campionat, adică nu era campionat. Dar ce-au exact, Nu era văzut Ce-au văzut ea, a zis, hai să facem. După care au mai fost două meciuri, uh, Real Madrid cu uh, FC Argeș, le-a rupt din Argicu și a zis, bă, gata, luați-l pe ăsta. L-au dus acolo, s-a dus cu neapui la Rapaport, care era președintele celor de la băiat, băiat greu, și care era și președintele și impresarul lui, dacă poți să, în anii 70 să spui că era impresar, și boemia asta, că am repetat de 10 ori cuvântul ăsta, asta nu înțelege lumea. Am zis, ne păi Cătăline, băi, adădeau cinci ture de teren și... Și dumneavoastră, eu am găsit un masor și am dat craceanșca cu el, diri, diri, doi la bară, jucam. Da? Păi cum o să Nu, dar nu de figuri. Dar, nu, exista nu, de figuri. nu antrenamentul, nu, mă, știu ce nu, spui, e, nu de figuri eu. să zic că eu nu alergam. Că zicea da, era da. Miguel Munoz uh, antrenorul, Santiliana, Piri, Amansiu. Ei alergau, erau nădușiți și luat un, am, am, un mare muzican cu mine acum vreo 10 ani de zile la un mare festival de jazz la, uh, la Viena. Mare, mare muzician rom. Da? -a, duc, a plecat în București, de la București la Viena. S-a pierdut tot pe drum pe undeva. Nu, nu, ah. A venit cu alții. Și deci de la București la Viena, dacă pleci la 8, ajungi tot la 8. Că e Da. Da? da. Așa, îmi place că... Da, 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 cum? Așa. Am repetat cu el de la ora 9 la ora 11. Și la ora 11 merge să mâncăm. Zic, zice, da. El plecase din București, mă. Acum trei ore. Da. Pei, păi, au sarmale sau carne prăjită? Zic, nu, dar au aici așnițele la altceva. aici. Nu, dacă n-au sarmale sau carne prăjită, eu plec acasă să mor copii. Prințule, ești la Viena. Nu, nu. Toma, am repetat. Ai, ce, ce am vorbit despre, da, da, da ce -am despre, da. despre da. Dobin? M-am dat peste cap, am vorbit la ambasadă cu domnul care a făcut sarmale și a făcut nu știu ce ca să fie să nu plece acasă. Nu conta că festivalul era cea mai mare. Da. Sală de o să, de, să de te super pe omul ăsta, la, la, prima vedere zici da. Mie îmi -mi vrea să-l omor. Să-l omor, să-l strângi de gât. Și eu zic, zis, Gicule, erai la Real Madrid, bre, în curte, te antrenai cu ea. Și a zis, mi-era doar de Gica. Era dor de copii din spatele blocului. cu știi era dor de copii din de spatele blocului. Și știți ce mi-era dor cel mai tare? De sarmale, că s apropia apropiat că era pe 17 decembrie, ea nu făceau nimic, mâncau numai hamon și beau să îngrie. Deci, Adiba acasă, ia-ți după Și ăla pui era pe portia, Deci n-a avut treabă cu Ceaușescu sau cu... Nu, astea sunt legende că, ven, că era mai important decât în Deci l fi și... cumparat, l fi dat așa. Dacă Gicu dădea de trei ori în dădea la vincul și făcea trei ture de teren, vorbeam despre Gicu Dobrin de la, de la Real Madrid astăzi. Nu, oh, pe HG de ce l l -a după aia? poți că Popescu ce l a pus capitan la Barcelona? <gângări> nu mai există. Nu, cu toate că era că pe vremea lui Ceaușescu. Dar Na, Ceaușescu nu era în piță nu... Băi, Ceaușescu dăduse drumul multora. Da, da, da. Da? E, a jucat, ok, la echipe mai mici, nu știu. El n-ar fi vrut ca unul să meargă acolo, ne gândim noi, păi nu, că voia să-i rupă în picior, că era mai important decât... Ei, era Real Madrid, punct. Ți se pare că, Gico, că Dobrin a fost poate cel mai, talentat, a spus. E greu de crezut, eu nu l-am prins live. Și știi cum e vorbești? Bun, l-ai văzut pe YouTube, l-ai văzut... Am asta. zis iarăși talentat. Da. Adică, când vorbim de Messi, Maradona și tare, vorbim de incredibil. Dacă vorbim de Ronaldinho, vorbim de talentat talent. fantezist. Gândește-te la ceva. El s-a oprea și zicea, oprește-mă un pic să mă închei și eu la șiret. Și făcea bășcălie de astăzi nu rupe piciorul ăla. Da, Secunda, unul ai dublă fractură de tip și pe Cine ești mă de vorbește așa cu mine? Și Gicu zicea, oprește să mă închei un pic la șiret. Și și bătea joc de la de era în față. Era respect. Nu-l atacam. Nu atac. Acum ți-a rupt piciorul. Pac, ți-a pus-o pe aia deasupra apărătorii până la genunchi, e plecat de azi nu mai joci fotbal doi ani. Păi alți fotbaliști pe care, la care, a interviu, ce ți-au spus? despre este ăsta asta fost... Nu, sfânta treime și de care nu vrea să atingă nimeni, Dobrin Balaș Hagi. De ce să, ce să spui? Că Balaș a dat... s-a părut cea mai mare dezamăgire mea când eram copil și mă țin minte, mai ales după pe cu Italia când a dat golul la lui da cea mai mare dezamăgire când a fost norocirea cu meniscul. Păi, cu și cu după a a s -a s -a în 84, -a în 84 s-a terminat tot. O avea avea ofertă de la ce Milan. Un personaj fabulos, Dumnezeu să-l Am stat la. se mișca pe Am mai stat pe asta. Eu trebuia să fac interviu cu dumnealui și dumnealui mea. Hai să mâncăm un cocoșel în centru. Acordă-l de interviu că inventezi tu și pui două pagini. Domnul Iliuță, nu știu amintirile dumneavoastră. La, la, la cât la se chinuiau pe vremea aia, dacă... nu se chinuiau, că vreau să spun asta, eu nu sunt fotbalist, dar am fost și un când eram mic, La cât muncea cămătarul, devenea spume, se mă în față, că este da. Da, da, da. alții, toți, cum cheamă, Augustin și alții, Asta era total, de ce că e un futur? 17 ani, el să duela cu ăia. Mutu i-a spus lui Ghergu, Ghergu este un monument al fotbalului de, de -a. Și a zis, i-a dat craci în prima secundă și Ghergu a zis să țelești gardul. Și mut, 17 ani avea Mutu. Nu, în timp ce dădea craci, făcea și ole. E, ole. Și ăla, cât tu pe trebuie și cât talent în primul rând. Și a zis să-ți alegi gardul, copile. Și în zice, a zis, pe care te sui în paștele, mătii, când s-a terminat antrenamentul ăsta. Păi tu n mie craj, mă. Eu nu pot să uit, nu uit niciodată, mă ții minte, iar trebuie să rămân la da. nu pot să uit niciodată în ce fel, folosesc un cuvânt greșit, nu, nu asta e mesajul, dar în ce fel de zeflemea. I-a răspuns Nu, i-a dat el mingea ah. lui, lui Bologna, ca și cum nu era pentru gol S-a uitat în altă parte și a dat așa a, -a... Atunci când cu Cu, cu Zof Îmi țin minte adică nu dat Mondi... Italia campioană mondial da, 82 da, Meci în 83 la, la, la două luni de zile Meci adică... în 83 da. și în 84 adică, te rupe Adică nu, nu i-a dat mingea să uita la el. Aveau, Damian aici, aveau plăcerea jocului. Lumea da. o să mă înjure acum. Ultimul jucător pe care eu l-am văzut cu plăcerea jocului a fost Neymar. Lumea cum o să mă înjure. Bă, tâmpitule, l-a vândut taxul pe 220 de milioane de la... Eu vorbesc de plăcerea jocului când venea mingea pe sus. Tu fiind pe nou camp, nu oprești cu piciorul, cu capul, cu aia, o pui la ștot de aici. Da, da. Poate să nu-ți să te faci de râs. Dar venim bășicaia aia care are 200 de kilometri la oră, tu oprești la pe calcaneu. Și tot stadionul e ole. Pentru că pe vremea aia, aici ce am spus și iar sportiv și muzicieni sau artiști. În ziua de azi, când vine un copil în studio, eu spun de la mine, da. dar o simt și da, tu da, sport. Da, da. Vai, vreau să fiu șoc exact. în se. Și ăla săracul da, nu are... Dar eu, dar eu, da, eu ce? Ce? Vrei să fii cum cântă ea? Și atât după ce face. Pe nu ai văzut ce mașină ai văzut ce geantă are, ai văzut da, da. Eu nu am știut în viața mea că Aura Urzicianu, Aurelian Andreescu, nu știu cine avea mașină sau nu știu ce-i vreau, să da, exact. cânt muzică ca el, exact. nu să am ce are el. Da, exact. Adică noi când eram mici ne plăcea de, de, de Dobrin sau de Pele pe sau de oricine, pe mine unde stă. Eu, dar noi nu știam ce casă are, ce mașină conduce. Da. În ziua de azi copii spun, vreau și-o carolando am și-o lamborghini. S-a sau... schimbat lumea în 30 de ani, nu sunt 5 generații, sunt 30 de ani, sunt la treia parte dintr-un secol. Da. Am făcut bășcălie săptămâna trecută că e ziua mondială a respectului și am scris de sus pe Facebook că în România nu se ține. Da a schimbat tot în 30 de ani. Bă, la 5 generații înțeleg. Stai mă, tu te compar cu străbunicul de la 1880. Da, e 2023, da, ești nebun. Da, ta da, bă, s-a dus. Dar la 30 de ani nici nu e o generație, măcar că noi aveam 14 ani și acum avem 45 și am prins da, rebor. și ăștia, ăștia care au fost e, generația, e o generație. generația de aur. Toți ăștia, cei mai, cei mai, cei mai... Ei au muncit iar? foarte da, mult. Da, ăștia au, au câștigat cu tunul site, adică îl Da, ei. ei au muncit foarte mult. Dar am și avut pe încep... aici, pe, pe Da. Și Lupescu, ce noi nu aveam... Condiții nu aveam da. teren, nu aveam vitalite, Nu aveau nu aveam ce să facă altceva, Nu Aveam nu aveam, adidas, nu aveam da. nimic, nimic, Bunceau. nimic. Și rupeam și ziua de astăzi, ai Bunceau. toate antrenamentele, toate astea, kiloați special, de 20 de grame, le ții mână, sunt cât un biscuit. Nu știu ce, da, de duce. Suplimente și da. De aia încă Brazilia mai merge la fotbal, pentru că copiii sunt săraci. Da. Ei vin. Păi la noi intra proful de ba, de Daniel Pink. Talent is overrated. Pentru că și-a dat seama că și în Rusia și în Brazilia e vorba de școală, nu de, nu de sport. Da, și de foamea care era la noi, că intra proful de, de, de box și întreba, mamă, câți ai aici în curte, câți ai? Și ea zicea, cinci copii, dacă mie și mie, bre, dacă ți-a unul la box, uite la mai înăltuță, cea mai cutare. Și dau trei mese pe zi și ce ai dai trei mese. Ia am la cu am scăpat. Ia la cuca, au rămas doar patru, mai dădea am, pe unul la călugărie, rămâneau trei. Mai ușor. Unul avea carte, știința de carte, să ducea, mai rămâneau doi în ogradă și aia... Păi Elisabeta am sunat că mă duceam la, un unde că am fost amândoi ambasadori uh, ambasadorii egalității de șase, pe lipă. Da. Și zic că, uh, au sfată, ia și mie, uh, le vorbesc la unii asta și vreau să-mi spui ceva. Care a fost modalitatea ta să câștigi de cinci ori Olimpiada? Ce mai făcut nimeni în istorie? Da. Spune-le un singur lucru, Damian. Știi cum vorbește ea? Da. Ce? Patru ani de zile, 11 luni pe an, 8 da. ore pe zi. Da. O singură lună pauză. A venit la bărbat acasă și a zis vreau să facem copil. Te chinui, te concentrezi, rămân gravidă, nu e bășcălie nimic. Facem copilul crește și o mă duc la următoarele jocuri olimpice. Băi, fata mea, băi, tu te înțeles? A rămas gravidă, s-a prins, a rămas gravidă, au luat copilul, a crescut pe baltă, cum zic ei, au mâncat ceaun. un. Ce de da, asta mă cum să cheamă? Diversificare. Ce mă? A mâncat ceaun un cu mămăligă ca toate fetele. Era mascota lotului, s-a dus la Atlanta și a câștigat. Sau la Sydney, nu vreau să greșesc, După da? După, ce să, după ce ai făcut o pilte ce bă, stai mă că stau șase ani. Asta a avut în cap, asta a vrut să fac. Sunt foarte puțini, le numeri pe, cum zic eu, pe degetele de la o mână ciungă, exemplele astea. De voință din asta imensă. Cristiano Ronaldo este unul dintre El este operat pe inimă și mă i-a spus, i-a spus doamnă, poate să scape, dar poate să nu scape, că lui în, regim de repaus îi bate inima la 120-150 să duce, tâc, Ăsta nu are cum să accelereze, că el dacă accelerează, duce în 250, bubuie să Îl operăm. L-a operat tu bobetul ăla o lăsai, mă mic, hai să jucăm șah, go, scrable, nu tată. Sunt chestiuni de voință? Ce e clar. Doamne, doamne, e, și -a de sus, să uite la vrună, băi, pune și Tu ai văzut mai, mai, mai ales că e specialist și de bine informat au existat de-a lungul ultimilor 20 de ani, 30 de ani, fotbaliști de un milion de mai talentați. Și care au murit. Să ne treabă. A... Buhăiți acum, grași, buhăiți, cu mustăți, cu bărbi, pângunoaie dorm cu tare. La asta, El... la asta nu i talentul, că... este ambiția. Ambiția, ambiția uriașă. Și motivația uriașă. El are 800% ambiție. Cum sunt alții în mii de domenii? Acum Rinaldo, fixe... Rivaldo, adică câți au... Toți, au... toți. toți, toți. toți brazilienii, Eto, toți... kaká, no, no. adică câți au... Toți italienii, toți... Nu, no. Toți s-au perciunat, toți s-au cu gel. Dar numai ăsta, că și el să perciunează, să dă cu gel și îi face... Muncește de bine spune. Muncește și așa. Și cum era la, mă uitam acum la filmul de pe Netflix cu băieții, ia, bă, bătut sau cu cerit 8 miliarde. Sunt 14 8 miliarde, toți sau sui sus, Everestul cu cadoiul, cu manga Parbatul, cu nu știu. Și nebunul a zis, băi, stai așa, noi ne palezi. De ce suntem considerați mă, tot timpul asta inferioară? Că le cărăm a oră da, aia, noi suntem cărăuși și că noi n-au măgar, ia luați mă, de fapt, ei erau cam zis, Bă, noi suntem bă, sunteți Și a zis, stai mă așa, că nu oblundă zile, fac toți 14 miliarde. Bă, nebunul meu, nu se poate, tu, dai, bubu inima. Și a făcut. Era obișnuit. Și a făcut. Și au zis, bă, bun. Și la același lucru, m-am uitat la asta, după Netflix, Arnold. La fel, de de dar moita. cum zici tu de, 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 de uh, înaintaș, de fărâmiță, de doamna Romica, nu știu ce. Ăla zice, băi, ăsta e așa, mă, păi unchii mei au de 24 de ori. Și vine ăsta care a făcut două recorduri, păi mi-a urcat de 24 de referenți, dus, întors, dus, întors, dus, întors. Eu nu pot. Eu, toată nu, viața, nu pot? eu toată viața mea până acum o săptămână, povestea pe care o spuneam, pentru că a prins în America, și atunci am spus, o spuneam din poziția de victimă. Dar nu pentru că mă vedeam victima. victimă, pentru că la un moment dat înainte în state, când am, știu, eu am fugit din da, România, da, am trecut da, granița, da, am da, suceam, da. ajuns la Berkeley și la un moment dat, cred că într-o emisiune la NPR sau ceva, All Things Consider, la aia am fost, am început să povestesc că, da, noi suntem, din România, da. nu știu ce, nu știu ce, și a prins. Și țiganul... Uh, da. A! Plângeau și cai de la Dric. Și atunci, la, la să-mi dau seama că îmi fac mie rău. Da. Bă, nu știu dacă mă înțelegi. Da, bă, da, 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 da. Bă, de ce? De ce să povestești așa, știi? Păi nu, dar am văzut-o pe a fost empatică și da. cu tine și atunci și pe aia la următorul, da, mai pui și mai multă să... Da. Era da, greu -a put, de tot, da, a, de a, viața noastră. No. Și a rămas așa povestea. Și acum o săptămână am avut, m-am dus, stăteam puțin la spa, era la Timișoara, și mă uit în spate și zic... Ia stai mă un pic, că... Mi-a venit așa din toată. o oh, și afară și mă uitam la soare așa și zic... Păi, ce viață, bă! Să naști într-o familie de țigani cu toate talentele astea, să-ți alegi, dacă ți-ai ales tu să vii aici. Și să fie așa ăștia toți nebuni în casă, cu certuri, cu bătăi, cu nu știu ce, după care să-i cunoști de mic copil, pe Romica, pe Fărâmiță, pe Fănica, pe Toni Iordache, pe Marcel Budala, pe ăla, după care să fugi din România, după care să cerșești în Grecia, după care să ajungi la Bărchi, după care să câștigi grami, după care să câștigi cu Joe după care să faci nu știu ce, după care mai plângi, mă? De fapt, ce ce cuvântare, După care să faci politică, după care să faci aia, după care să faci aia, după care să faci albume, după care să iubească lumea. Bă, dar de fapt nu e, nu e victimă, e vict victory Da? Și să ai ambiția să depășești în continuu asta, să depășești. Bă, cum să fie? Fiecare lucru a, ai -a pornit de la o victimă, pentru că asta a fost. Ai pornit la, acolo la bază e victimă. Da. da? Da? Dar de fapt astea și erau, știi? Lucruri care dacă, da. dacă ar fi într-un game acum cum joacă fi tu, da? Știi, cu cât ce? Sta, sus, știi ce? mai mult depășești asta, mai sus ajungi. Mai cel mai mult în libertatea și îmi place, dar din păcate e unul la două luni sau la ce nu zice, uite, fată romă care a luat cu tare și așa mai departe. Da. Băi, a plecat de jos, victimă tot clară. Nu discutăm. Ea s-a născut cu ștampilă de victimă. Și uite unde a, a ajuns. Și ea, prin, prin gesturile și prin alea, ei, spune așa, spune așa, De ce mă considerați mă așa? Da, mă, mama spală, spală, spală la școala generală numărul nu știu care din Bacău, e femeie de serviciu. Ce legătură are asta? Am avut și fotbaliști, țigan talentați, nu? Imenși. <coughs> da, ei sunt talentați în orice domeniu. Contează exact ceea ce spui tu, să găsească unul care să i tragă după sau ei să aibă voința uriașă. Exact. Pentru că ei de ăia la 1880, când se duceau la, la Caimata și să rugau să ne meargă bine toate aia copzarii, lăutarii, ei, așmeche, Ei aveau coaching personal, ei aveau impresar. Băi, ei să după mine aveau un nice part o muzicuță și o cobză și ziceau să duceau acolo, bă, să ne meargă bine sezonul ăsta să punem. Și boierii ziceau, bă, cum cântă ăsta? Ia vino puiul meu în coace și luau sub pe și așa mai departe. Și l-a luat pe unul dintre ei la 1886 l-a auzit Musorski și a scris în opera Mlada, dar a casă, asta, n-ai, hai vino cu Și există în opera Musorski, n-ai. A auzit într-o Are... într piață băi, un, tar un la de lăutari. mai aveau nevoie de, de dezvoltator personal, de e, oșo, de să citea, hai mă, ce la 1800 și așa mai departe. Ești de credincios. I Au fost... Băi, um, am niște dubii. În momentul în care mi-a luat-o pe mamă, am niște dubii. Înțelegi? Mari. 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 Dar nu Uh, Ocolesc biserica Nu pot să spun că mă dau un vânt okay. Pentru că am niște dubii Dar niciodată nu voi fi Am niște probleme cu popii Cu prea preacucernicii părinți okay. Înțelegi? Cu ceea ce Exact aia ce spun ei, nu ce fac Da? Adică Te duci la biserică Da Da, Te dar Ești credincios, nu religios Exact Ai fost la Atos Exact, nu Mergi cu mine la Atos Nu Ok nu, am ceva cu cei de acolo. Cu... Okay. Adică săptămâna trecută s-au bătut doi dintre ei. Dacă ăla este ceea ce înseamnă părintele, dăm voie să am... Și si post. Uh, forțat. <gânghe> nu, așa normal nu. Nu, nu mă dau în partea altă doar ca să câștig meditez, niște adepți faci acum. yoga, mindfulness. Nu, nu. Nu, nu. Gândești pozitiv, vizualizezi ce se să întâmple, manifesti. Urăsc chiar astea cu pozi, să pozi. Bă, tată, am atâta treabă și atât de mult de făcut pe lumea asta încât să stau mâncați aș guriță să meditez așa, am pierdut două ore degeaba. Nu pot. E Fac, multă... Faci sport. Da, asta, dar nu se vede, dar mă duc la fotbal, mă duc la... am tras de sală cât am putut, cât... Nu sunt paralelos, adică dacă dai mingea, în mă mușcă de nas, știi, nu mă mușcă de gât. Dar nu pot să... că făcând dragoste sport, nu? Nu. Ok, perfect. Nu, că dacă faci o dată, pa, nu se pune, știi, sportul ăsta trebuie să te ții de el. Uh, crezi în horoscop, în astrologie, nu. în așa nu, ceva? Nu. nu, Crezi în guru, nu? Nu. Uh, te uiți la sat guru? Nu. Adică în momentul în care știu ce o să-mi spui acum, păi Cătăline, 6 din 10 români cred, adică ce, că mâine toți geminii o să câștige bani? Un milion jumate de gemeni din România? Păi ești nebun la cap de fauni în toate băncile. De ce mergi în mai bine podcasturile cu astograme și cu horoscope? Pentru că șase din 10 români cred în horoscop. Tu când ești din blocul meu din militar și calc în primul rahat să moară viața mea, să merge bine. Nu, e un nesimțit de la etajul 3 care n-a strâns. Asta e explicația. Cred deci me. românul crede că călcând în rahatul lăsat de ăla de la etajul Ești persicios? Nu. Nu știi ce se întâmplă... Uh n-ai timp de asta, îți dau cuvântul de onoare. Nu, dar ca idee, pentru că de multe ori ai văzut, noi pierdem un meci de fotbal important pentru că a căzut în 13 care e vineri și care nu știu ce. la cu spatele, ce, cu camionul, da. mașina și că s-a suit o fată în el când mașină și cu tare și așa mai departe. Da, și m-au cât, un comentator de ăsta, mi se așa. pare că zici că sunt Hagi cu băieții, da, zici că, puneau, stai, că îmi puneau leaba pe Sparta Praga și le dădea 5-1 acasă și 3-1 în deplasare, ea nu mai dădeau cu spatele, ea nu mai dădeau cu spatele, ei mergeau numai cu fața, ei nu o marșarier niciodată. Nu. Cred că Există și niște chestiuni din astea, știi, că undeva, pe undeva e cineva care are grijă de tine. Dar uh, societatea e de așa natură, și viața ta e atât de plină în momentul ăsta, încât nu. Știi, Iorga zicea: cerșim la, uh, pierdem în viața ani, și la moarte cerșim o clipă. Mai dă Doamne, și mie e trei Ești considerați de mult un sex un, un simbol? Nu. Doamne, lasă-mă în pace, e nebunit. Nu. Sunt imagini amice. nu mai luați bărbat decât Brad Pitt? Nu. Da, decât Tom Cruise. Tom Cruise e strunjit, umblat la față, nu Brad Pitt e pentru... Și Brad Pitt e, da. Okay. Brad Pitt are la... N-are vârstă. Ah. Tu știi pe Brad Pitt tânăr sau bătrân? Nu. E la fel. E și exact. are și S-a dus în 50, 59, 60. 59. 60, bat la ușă dacă faci liniște, sau aude. Tot cu șepcuța aia, tot cu zâmbetul ăla vagabonțesc, Ăla te-a încurcat în zâmbet. <laughs> la Cum așa? să par doctorii de pe TikTok? Nu, 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 nu numai după TikTok. Nici ăștia nu-i mai halez nici pe ăștia în realitate. Că te duci la unii, zau că mor mâine și ăla tu ce n nimic. Cum se adică pare tu... sistemul medical în România? Pământ. La da, pământ. De deci nu mai bun la să nu fii în România. Exact. Până atunci totul e bine. Totul e bine, dar și la particular acum. Că, băi, mor la stat, de la particular când te duci te facă, că am niște rezerve și acolo pe pielea mea. Adică la particular sunt genere. toate de la stat. Știu, dar au alte scule și îți iau alți bani, că treci pe acolo și dai 100 de euro. Băi, adică trecut... ar trebui să fie așa. Băi, avem la, la particular angajați pe cei mai buni și la stat dăm în un CV plus cum, ca da. să facem diferența. Da. Dar nu dar la, da, acolo, da, de la particular să nu fie și la stat. Aia e același. Deci păi atunci cum facem? Nu lași tăsculele, zice. Uite ce mizerie am aici. Și încă ceva, Damian, eu mă duc pentru o tită la o tită medie, da? Și iau patru nosocomiale. Da. Mă duc pentru o durere la șold. Rezolvabil. Îmi la cu un ciocănel, îmi dă niște, a, niște ceva pe ăla acolo, îmi un praf de pulbere și plec acasă bine făcut. Dar am patru nosocomiale, că m-am atins din greșeală și mi-a intrat în năsuc. Da. Atunci ce facem? O altă întrebare am. Uh... Facem parte într-o altă generație, eu și tu, unde eram obișnuit să ne se bage seringa în curățare. Așa, da, ce zic? Da. Dar nu mai suntem atunci. Nu. Și atunci, nu mă refer la spitalul public, la spitalul privat. Da. Bă, doctorul la care. și fata care e la recepție. Da. Și care plătesc 5 milioane. Da. Care nu există asigurări. Da. Dar nu că treci pe acolo. Tot în nas îmi vorbești. Dar de ce și doctorul tot în nas îmi vorbește? Că nu mai sunt la public unde pot să... Ba vorbești. da, l-a plecat cu două ore, da, la public. Cu două ore înainte a plecat. Pe, pe asta, de ce? Ei nu pot trăi numai la particulari. Pentru că la particular sunt 5, 5 care dau 5 milioane. El ce face în zile. Moare, să duce și ea de acolo, de la stat. Să mă, da, 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 tu, că am pățit aici 5 milioane, de, de, ce ești tare în gură cu mine și nu ești cum sunt te afară? Hei, bună ziua, ce faceți, cum sunteți? Adică să mulțumesc că sunt clientul Pentru tău. Pentru că ție banca spune poprire în secunda 1 pe 2 lei, că așa spune statul. Niciodată banca nu va spune, băi, că ai mare grijă, hai să vedem cum facem. Vor să te oprească, uite, ne-am anunțat în două săptămâni, plătește drept cu 20 de milioane că te Ei, popre... te-am Ce încredere vrei să mai mâni? ce încredere vrei să mai ai în ei? Dacă eu merg la eu trei medici petenția, care îmi spun că am da, ficat o atât... A, am mers la privat. Și atunci când am, am da, ziua, ce obiscuite, doriți? o, cafeluță, da, o biscuită, da, da, da. nu știți, eu am venit pentru picior. Punem altul. Ala, așteptați-vă frumos? Nu știu ce, nu știu ce. Pe asta e fac, aici am plătit. Da, ce n-ai venit la... Acolo, acolo sunt obișnuit să fac asta, Da, am venit am la bani. Bani. Noi avem chestiunile astea în ADN. Noi știi ce se întâmplă? Am scos o carte de undeva în care ea scrie că noi trebuie primii lume la sport, primii lume. Unde scrie asta? De ce suntem în noi nați? Băi, eu știam că evreii sunt ăia atinși de Doamne, Doamne și de aia. Nu, nu noi. Singurul loc de, da? de, de, ce? Om, singurul loc din România unde sunt incredibil. Nu promovez asta, că nu am da. niciun interes să promovez. Cumpăr acolo pentru, pentru romic, pentru Andrei, cumpărăm totul uh, organic și astea. Uh, este bbt Ai fost fată? Da, 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 știu. Este singurul loc unde există... Băi, nu știu ce a făcut tipa asta care are locul. Da. Dar nu promovez, n-am niciun interes. Lasă da. Lasă-o de bani, dacă vrei să fii sponsorul meu, ok? Da, dar auzit. Așa unde vin trei femei și te întreabă ce doriți. Te duc acolo, uitați, ăsta este aici, puteți să aveți asta, și asta, și ăsta și, și te simți? Te înțeleg perfect, dar să știi că s-a dezvoltat treaba asta în România. M-am dus la o pensiune, la un hotel unde. Da, știi și așa mai de. Adică, ușor, nu, ușor. am zis, ușor, da, am zis da. în mediul ăsta medical la... și farmacie. Nu, nu, nu. La bază tu ai dreptate. Adică, degeaba sunt ia 10% dacă 90% te calcă pe cap. Restul. Da. Înțelegi? Da, au mai fost. Adică, bă, când te duci la un serviciu, la zice, luați locul tău. N-apare unul mânjit de unu nămol până aici, dă ulei. Da. ce -ai în care bă, ah, da. că am dus-o, că nu mai Toate că noi suntem obișnuiți așa. Da, da. Dar eu știi ce aș vrea. Șoșoiul și fiul cum da. cu el, bă, nu mai vreau să mai ia injecția. Da, acum vine și îți spune. Acum vine și spune, uitați, vă arăt ăsta uh, da. desigilat cu tare. Aveți probleme? Ați mai luat... Bă, e o chestie, ați v-ați mai... Păi dacă mă, mai... mă întreba aia, ați leșinat vreodată? Păi, dar pe vremea mea și tu leșinai. Da. Când pe, venea aia... Da, și... la, la Era de văcuța acolo, de porc. Exact. Era. Și aia nu te pregătea nici le. măcar nu se dau palmă. Mă treabă, domnule, așa cu tare la plecare îți dă o bomboană, doți nu luat sânge mult, Ai că asta să baza zahăr la loc în tine, adică s-au schimbat. Ok, știu ce o să spui. Unde mă s-au schimbat? Unul din 15. Da. da. Dar la nivelul așa sunt pași. E, da. Sunt pași. Adică Tot găsești doamne, cota da. de la 1400 închisă definitiv și cu barieră, nu ce. Dacă când cobori un picuț în Sinaia, găsești 5 hoteluri unde ia vin și vorbesc frumos da, pentru da, că da, ți-a luat 5 da, milioane la intrare, da. pe zi, 500 de roni. Și da. pentru că le pasă, da. pentru că au investit și vor să scoată investiții. O să spui o prișene, păi și cum îi găsim stai să-i caut, știi Nu, pe că trebuie să găsești unul la pâine, unul la doctor, unul la hotel, unul la service, unul la frizerie, unul la cutare. Mă duc la băiatul ăsta care înainte te suia Vasile la copii, gena, zi, 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 o singură freză se făcea, o frizură, atât era, nu, vrei tu perciune, bunule bă și bărbuță, marș, mă, că-ți dau și una. Acum vine și spune, bă, tu ai grăsuț, nu grăsuț, nu-ți mai da bărbuța jos, te bărberești, curdă bebeluș, arăți nașpa, fă ceva. La fotografiile alea, mai țin minte, erau Cum? foarte frumoase făcute, dar niciodată tot... nu ne făcea și că în fotografii. Și acum sunt. Cum? La copii, igiena? Unitatea de la veteranul tot Vasile Tunde. Ce părere, ce părere ai că au spus ăștia cu inteligența artificială, că toți care au inteligență de 100, în 2 ani de zile vor ajunge la 180? O să aibă aceeași inteligență cu Einstein. Eu asta nu... nu uh, -o teorie. O, Asta te ajută. Asta cu chestiunea cu inteligență artificială, cum te ajută? Uite, îți dau un exemplu concret. Rubens nu termină, nu Rubens, Rembrandt. Rembrandt a terminat un tablou. L-a lăsat așa, că n a vrut, că a vrut să, posteritate, să dea cu capul de să nu știu ce și așa mai departe. Gaudí din a terminat Sagrada Familia. Și băiatul ia tablou jumătate din el, bagă în inteligența artificială, îi dă vorbe despre el și și îi termină tablou. Aici cred că este ceva pozitiv. În momentul în care vii și îi spui că ăla va scrie mai bine decât Ollontan, te contrazic. Bă, că el bagă cuvinte cheie, Popescu, Ionescu, Marinescu, nu știu ce, bla, 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 și uh, bagă cuvinte acolo și el îi va scrie de nebunești. Eu nu cred asta. Nu crezi? Nu cred. Așa. Nu cred că l-am va lua locul. Știu unde îmi va lua locul să facă piulițe, să facă șaibe sau să vorbească trei ore în continuu sau nu știu ce. Dar să scriu un material precum uh, nevanea Chirilă sau Nea Johnny Cupe, nu cred. Așa. Nu cred. Spunem mi într frumos, un lucru. <gâng> Cum vezi cu ochi buni, știi cum să răspund. Cum vezi copiii din ziua de azi, generația următoare, la tot ce se întâmplă ziua de azi, cu jocurile, cu problemele, cu fițele. Cu... Aurita cale de mișloc. Nu poți să nu-i dai jocuri. Așa. Nu poți să nu-i dai jocuri, dar este aurita care de mișloc. Cât își ia din el, cât își ia informație. Pe al meu prin că se uită pe YouTube. Uh, uh, are un blogger din ăsta, un, așa, care face 8 din cele mai tari lucruri din lume. 8 vulcani care sunt încă în activitate, 8 chestii și așa mai departe. Poți să interziști treaba asta vreodată? Nu. Cum să interzic? Cum se pare că îmi pun log în, YouTube și din astea încasează, nu știu, 100 milioane, să văzut ce încasează sau George -ge Crezi că o să ajungem și noi așa noi doi? Nu. Nu și nici nu vreau. Și ce se întâmplă, te dezumanizezi. E bun banul. E bun banul că facem asta ca să luăm un bănuț. Când nu mai e bănuț, îți mulțumesc frumos pentru pop. Păi ce faci, bă? Nu mai ești ipocrit că vrei tu să dezvolți lumea și nu ce. Nu, tată. Toată lumea vrea să mănânce. Știi, este chestia asta cu pariurile. Toată acum trage, toți trag în pariurile sportive. Dezumanizează oamenii. Uh, băuturile ce fac? Țigările ce fac? Fast food ce face? Mâncarea ce face? Asta zic, fast food ce face? Bun. Știi, au odată ce, odată, ce, faci postul negru, cum l-am făcut și eu, îți dai seama că nu există mai mare drog decât mâni. mâncarea. Tăticule, ăștia sunt la momentul uh, respectiv, nu uh, ți să faci reclamă sau astea, dar nu veni să spuneți că ăștia sunt primii care ucit, că până la hă uh, uh, cât mai ce ai... Ce te cu mama ta cu biserica? ai zis ceva? Uh, atitudinea preotului care a venit acasă. Pe vremea aia se mai îl ținea pe năsălie în mijlocul casei. Da, să mai facă o feștanie, o ceva. Așa și... Am înțeles. Da. Nu no, vei să nu l-am gătuit. Asta. Da. Numai că nu l-am gătuit. Și în momentul ăla... Am avut, bine. acum, am, avut acum f 12 ani un preot care a venit să facă o feștanie la o casă pe care nu, nu puteam să o vând. Și am -a -a să la pe ăsta ca să ne meargă mai bine. Superstiție românească, da, ca da, de obicei. Da. Așa, ca să nu mă dezic. Da. Și l-am adus, ne-a făcut ne făcut feștanie și la sfârșit îți spune în două carte de vizită. Uitați, dacă veniți să veniți la noi, nu avem, avem, și magazin de amanet. Nu zic nimic de rău, idee. Da, știu ce o să spun, că bă, e relația ta cu acolo. Nu trebuie să treci prin intermediari. Da. Dar atunci când tu îmi spui că ei sunt trimiși, de acolo pentru așa, am o... Dar prefer știi cum e, prefer să nu uh, vorbesc de ce, pentru că nu poți să generalizezi. Da, da, da. Sunt și unii care au un har care rămâi așa și ascult și îți povestești și știu istorie că popă prost nu există. Mănânci carne? Da. Mănânci de toate? Da. Orice. Care este dependența ta cea mai mare? A fost Coca-Cola. Dar nu acum pe... ce a rămas? Sarmale, friptură, da, mici? tot. Mici. Dulciuri? Da. Câte? Ei, dintr un la de kinder de 8, unul se ducea la șoșoi și 7 la mine. Și acum ce mai? Păi acum nu mai. Acum mere, greni, când te prinde domnul un halat alb, care nu e măcelar. Ce provocare, cum i-am dat lui Sorin Constantin, Constantinescu, vrei să faci cu mine, ca să arătăm tuturor invitațiilor te și ai mei împreună, că poți să schimbe viața oamenii la 53 și la 46 de ani. Pe bune nu Doar dacă e cu carne. Adică accept okay. provocarea. Nu, da. stai puțin. Da, mă, facem 30 de zile ceva împreună, da, ne luăm da. analizele și tot să vedem. Da. Băi, uitați, dar mia și o în țin asta 30 de da. zile, în fiecare zi cu vlogul tot și vedem ce. Mă simt așa, mă simt de rahat, mă simt bine. Am mâncat asta ce? La ora 2 am mâncat un steak, la ora 4 am mâncat, aia, nu știu nu ce. Să ce. știi că am comandat alea de la Feed for You, Feed for You. Nu, 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 eu, nu, le nu, le nu, nu, singuri. nu, nu, vreau să zic. Și ți vinoale. Nu sunt rele, le mănânc. Da. Dar e lipsă de voință. Nu, nu, le facem adică noi. Adică noi trebuie să stabilim, băi, 15 octombrie, 15 noiembrie. Că ninge afară, că plouă, că e cu tremur, doamne, că ne mai. ținem dale. Exact. Eu mi-au trimis oamenii două săptămâni, geniale, mai pui puțină săricică, mai pui nu știu ce merg. Dar după aia am început, bă, știi ce, n-am să încălzez, nu mergem mă, pe asta așa. Gata, îți găsești motive. Nu. Oamenii trimit. Aranjăm, fost, bineînțeles, aranjăm, adică aranjăm cu cineva. Eu stiu ne, ne toate astea știi, și facem, știi unde facem cred medii. eu că e problema cea mai mare? Faptul că nu le ai. Da. În momentul în care deschizi frigiderul și vezi sus un iaurțel și cu niște uh, greuncioare din alea, mănânci. Da. Mâine dimineață nu-l mai am. Auzi, mă, a, mă, că, bă, a, mă, că nu o fii, La mă, mine mă... întotdeauna există tot felul de nuci. Nu le am deci, paste. Nuci, caju, da, migdale, da. Mirdale, brazine, care nați, când e... ciocolată neagră, uh, uh, afine. Și când adică... ciugulești. Da. Avocat la mine nu, am plecat direct pe 5 mici. Nu da. tot timpul că de când m-au prins, nu mai pot, nu mai îmi permit. Omul și a dat masca jos, avea masca din aia doctorul și a zis chiar nu înțelegi că e ceva nasol. De ce? Pă ce ai bățit? Este hepatică grad 3, hipertensiune sunt pe rox, 3 ore de somn pe zi, prediabet. N-am picat pe niciun subiect. Ok. N-am picat pe niciun subiect. Mi-a zis la 50 de ani te împinge fiul cu... Și nostru. cum, să schimb, să schimbăm asta? Ai ținut, am început, ai dai seama. Da. Intermittent nu intermitent, am luat-o așa, ușor, ușor, adică am renunțat la șapte kinder și am trecut pe mere greni. Și de ce nu ținem intermitent? Pentru că nu am voință. Simplu, de ce să o acum? Ia, dragii mei, mă uit în ochii voștri și vă spun că vom putea... Nu! Nu! Și dacă eu nu. zic că pot. Prieten, mii de prieteni Dacă au un zic... țigan poate, un român nu poate? Dar n-are legătură asta, că amândoi avem aceeași am inimă. Eu nu. Mă... nu știu, știu. Ai cum zic hip... la mine, nu, da. discriminare pozitivă. Cei mai buni, eu am copilărit în școală în 156. N-aveam doi albi. Știu. deci asta cu țiganii nu merge la mine, că prietenii mei au fost am, am mai dat atâtea exemple. Că ce, ce nu. la mână uh, am iubit întotdeauna oamenii care au provenit din de astea defavorizate. N-am fost niciodată bășinos. Eu am stat în, în, clasă, am avut două fete în clasă care veneau de la căminul de copii. Fără mamă, fără tată. Da? Pe vremea lui Am stat, nimeni nu vrea să stea cu ele în bancă. Știi cum era. Intrați pe aia, întrebați pe cine vreți în clasa mea. Am stat cu Mihai la pai cu 5 ani sau 4 ani. Deci de la toată calmitatea din alte podcasturi, tu crezi că, crezi că vor fi o grămadă de oameni la cum vorbim noi și asta care o să spună, n-am putut să ne uităm că erau prea mult opișan cu Damian. Da, da. Sigur, că da. sunt sigur că da. vor fi comentarii. Da, 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 acesta, a spus, bă, vorbeați foarte repede, vorbeați, bă, n-am înțeles ideea. Voi, a sărit, a nu, a sărit de la o ce... idee la alta, înțelegi, da, da. dar nu este ceva de. Ai prea multă. Colega mea, Corina de la Chisefe, mă zice, o să bubui într-o zi, mă. o să-ți bubui creierul într-o zi, dar nu e vorba de figuri, sunt oameni. Damiana, în file, e mult mai deștept decât mine, mult mai pregătit. Că o face, că citește, că o face care mai mult tiber. nu mă interesează. Și tipul eu sunt să pun întrebări. este, tipul este, adică sunt oameni care bui, care iau Olimpiade, care nu suntem noi deștepții lumii. N-am inventat noi apa caldă sunt unii care vin, te întreabă acum de două întrebări în fața aici la intrarea în curte și ai căzut pe scări. Exact. Te mm. uiți la podcasturi de afară? Da. Mă mai inspir de acolo. Am, am la niște spanioli de email. mei. Eu cu engleza mai subțire pentru că am terminat Cervantes și așa mai departe. Și acolo am niște, uh, niște băieți uh, care au făcut televiziune, de sunt tot ca noi jurnaliști, nu pot ca, de... ca tine, ca tine, ca tine. Hai să da, că știi, la noi ești numărător de cornere jurnalist sportiv. Eu nu sunt jurnalist, nu, nu, nu conjunc bine, mă, mă bâlbâi, știi, mai, Dar știi cum mă zice, zice, zice lumea, ce ai mai numărat cornere pe stadion? Ce dracu da. cu jurnaliștii, știi? La bază pot să-ți povestesc 20 de minute despre prima agenție de presă din lume, Cear Savas, care căuta căra cu porumbei călători și așa mai departe. Adică și jurnalismul ăsta sportiv nu e numai că ai numărat cornere ca tras vorba ta, Gicu Dobrin, trei șuturi și așa mai departe. Adică putem vorbi despre teoria industriilor culturale, putem des vorbi despre teoria glonțului magic, putem vorbi despre uh, Gutenberg și Gala axia lui și așa mai departe. Adică nu e chiar așa. Dacă o faci din plăcere. Nimeni nu-ți spune când intri în presă, îți dă examen, să o luăm așa, 1896, Jocurile Olimpice și tu zici, Atena, 1900, Paris, câți am avut acolo, unul singur, cum îl chema? Niciodată. Când am jucat prima dată fotbal, 1924, când am jucat rugby, 1928. Când... Doar, a... după nu, după... asta le faci că simți tu. Nu-ți dă nimeni acolo, știi ce zice, adun știrea, scrie-o bine și să facă vizualizări. Dar în tine, în spatele tău, când ăla vine și spune singura medalie pe care noi am luat-o la Jocurile Olimpice de iarnă, când este, tu zici, Grenoble 1968. Da, da, da. Perfect, la ce? La Bob. Știi cum îi cheamă pe Dar cine a mai fost acolo? Doamna Huștu, care avea 11. Dar nu de la școală, că așa am învățat pe timpul ce au să fim foarte buni. Mare, Puică, pui, că toți aia, tot toți... ce... Da, da, dar te uitai la ei. ei da, nu te uitai cu Vlad, așa. te uitai la toți, exact. Și te uitai și notai și făceai liste cu ei. Nu te obliga nimeni să știi cât a sărit. Și nu ne interesa câți bani făceau. Exact. Și ce mașină are Daniela? Ce mașină avea? Avea un Aro sau ceva. Dar te uitai la el. Și... mai trăiește? Trăiește, dar nu întreba despre el. Că este suspendat pe viață din cauza drogurilor și ceea ce a făcut în, în alterele mondiale. Mai bine, oh, nu știu. pe viață. Pe El personal viață, adică a, a, luat... Nu. Ce a făcut cu băieții de sub el și cum. Înțeles. Să rămână cel pe care știm din 84. Da, da, Pentru da, mine da, Nicu Vlad da. este cel cu pălăria da. aia, personal cu sacou adică, adică, și face cu... hop și ridica. Atât nu mai departe. Pentru că, știi, păi da, bă, și ce facem? Nu mai trăiește sau nu. De, dar de ce te baști tu în amintirile mele? cum zicea la Roșe Foucault, amintirea este. Eu nu știu, Nu, 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 de tine ziceam. Zic a m -a -a, dar m, -a, m -a rămas în minte. La Roche Foucault era... zice așa, amintirea este singurul rai din care nu putem fi alungați. Dacă pentru mine Gicu Dobrin este ăla care nu o da că era, bețiv, că, era bețiv, că era Dacă pentru mine Nicu Vlad rămâne ăla care zicea și... Mare Cica Puică. La revedere. Că sunt sunt, sunt, sunt nume, nume, care... Atât. Pentru noi că nu mă, uităm mă obliga. La ele... A, că e realitate, că după aia au făcut tâmpenii prostii. Da. Lasă-mă acolo. în Grecia înainte să plec în America. acolo. Înainte să plec în America 90 și în vara lui 97 și a fost un campionat mondial, mi se pare. De fotbal? Nu. De atletism? Da. Și a câștigat Gabi Sabo. Da. Și am, am povestit toată Gabi, că ne știm. Bă, și eram într-un bloc, atât am țipat că era pe ultima sută de metri. Hai, Gabi, hai, Dar până când nu avem poliția. Băi, au chemat poliția vecinică, dacă am făcut Ce ceva. mai face de asta acum? La cine mai face? Eram eu și vor de Dumnezeu Sărte Julien Băi, dar și ce fel de țipete, nu poți să-ți mai și, a venit poliția și a spus că am crezut că am omorât pe cineva. Da, nu cine mai face asta. L-am făcut la Popovici ultima dată. A. După care l-am demitizat și pe ăsta, că s-a dus la Fuco că n luat nimic. A, deci nu era, bă, așa de cum credem noi. Trebuie să fie întotdeauna să câștige da. orice. Unde scrie asta că școala românească de not, noi ne avem niciun bazin ca lumea, trebuie să col e de campion mondial și olimpici. Așa da, la fotbal. Brazilia care are 5 titluri mondiale, Brazil, Penta care nu a lipsit la nicio ediție de Cupa Mondială. Acolo la e, e o problemă că nu trec de serturi. Mă, dar la noi că tu ai fost la primele 3, 30, 34, 38 și n-ai mai dat până în 70 după aia nicio ediție. Când după aia te-ai mai calificat în 90 la al mondial. Când după aia n-ai mai prins 92 cu marea generație de aur, te-ai mai dus doar 92 Unde scrie, mă, că noi trebuie să... Ai avut doi tenismen țiriac și cu năstase și încă două, trei fete. După aia, în primul exact, unde zice, exact. mă, că tu trebuie să dobor tenisul mondial să... A, la hambal poți veni să spui. Bă, ai avut campion mondial pe teren mare, pe teren mic, pe teren scurt, pe teren în, în piscină, în, într-o în cabină telefonică, ai avut. Acolo, da, ce șanse mai avem cu fotbalul, Cătălin? Păi ce, tu ești în anul preolimpic. Cu fotbalul, tu ești în an preolimpic, singura țară din istoria omenirii care a închis Ministerul de Resort. Nici Burkina Faso, fără să-i jignim pe cei din Ouagadougou. Da? Tu ai închis Ministerul de Resort. Ministerul s-a transformat într-o agenție națională cu un birou, doamna Alipă, nu știe nici dumneavoastră unde are birou exact, adică fizic știe unde, dar nu știe de cine aparține. Tu la anul ai Jocurile Olimpice de la Periș, cum zic eu unde ai deja vreo 50 de sportivi participanți. Da? Banii s-au consumat în primele două trimestre ale acestui an. Ei Aceeași ace țară, care eu țin minte din copilărie și nu am avut discuția asta, nu, da. nu mai am discuții despre sport cu oamenii care interacționez da. eu, care are în anii 70 și 80, eram printre primii 4-5 ca medalii. Da. America, China, Germania... Nu era un sistem bun, trebuie să spunem treaba asta. Că îi lua din curte, îi bătea și nu știu ce, aia stăteau nemâncați și trași ca să fii mai bun decât chinezii. Asta nu înseamnă că dacă am luat niște medalii, gata. Dar se putea eu, găsi... eu nu promovez da. cu nici tu bătaia. O, 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 aurită cale de mijloc. Dar eu, eu care vorbesc despre traume, da. dacă nu l-am bătaie astăzi, sau eram mors sau la pușcărie, sau, sau da. eram ultimul vagabond. Azi spune... M-a luat mama și m-a dus la școală, de, până în clasa a șapte. Până, da, până în clasa șaptea, m a m am dus la școală și stătea țigan în fața școlii, cinci ore. Da, ca să nu... A spus să stai singur, că ai trebuie să meargă să te mii, să te liceu. să și stătea în ploaie, săraca. Da. Și aia l-a râdea. Ia uite-o pe mama lui Damian, stă în ploaie. Vezi? Asta nu e chestia, asta e de film. Înțelegi? Dar vine întrebarea la cât au avut șansa asta? Cât au avut șansa asta? Cât au avut șansa asta? Și atunci, în momentul în care, dar tu vezi, uite ce se întâmplă, pentru că lucrurile astea care sunt firești și naturale nu sunt promovate. Deci acum, dacă prinzi un contract de 100 de mii și ai prins la o echipă, e bine, ce ai făcut așa? și la revedere. El nu gândește așa. Da, cum gândește? Sportiv român știi cum gândește? Băi, mă, la Parma, îmi dă la 800 de mii, într-adevăr. Bă, dar mă aleargă, mă fugărește, mă cutare. Trebuie să mă antrenez. mai bine, să... bine stau, mă, la Pitești cu 4.000. mii? Păi da, dar nu știi dacă e. Da, mă, da, acolo mă cunosc, tot, nu plătesc nimic la Cârciumi. Am o mașină, o repar tot timpul cacicuța, așa, cacicuța. am un teren de fotbal pe care l-am închiriat, mă duc la un bazin gratis, că cine ia bani vedeta locală, nu lasă mai. Bă, fiate, atent, dacă te duci, dai trei de teren la par, mai e 800 de mii. Aici e 4.000 de euro ori 12 pe luni, pe care nu știi dacă iei, 50 ai 50, de ai 100 de mii, vorba ta, acolo ai 800. Da, mă, da. Nu mă adaptez, la mă pune să fac 4 ori 400. Băi, ce s-a schimbat în 30 de ani? Ăia mâncau cimentul. Oh, ai noștri, în, în 90. Oh, pe... cu cu ălea de fâși, amărâte, vai de capul lor să fac. Cum ai țin la meciul ăla cu Liverpool, Dinamo Liverpool, de... numai pe ploaie, când am, când, am, avut aici? Nu, Steaua a fost cu ea. Dinam... Zici cu Dinamo, da, în, Dinamo în, 83 în, 83 atunci? Da, ah, și a mai jucat și Steaua pe exact, aia, bă, exact. Și o puneai parte în parte cu ei. Dinamo a băpătut La o, o, săptămână și la o săptămână s-a dus la, 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 la Tbilisi. Băi, era hamburger de verai, care era Hamburg. era cu 3, de 3-0. Era cu deținătoarea de Ligii exact. Campionilor, mă. A venit Valencia aici și a bătut steaua, darul, deținătoarea darul, de cupă exact. UEFA, stai cu mine. Nu mai e văință. Dacă nu mai de ce? Păi mai că te duce într-un Lexus la muncă, la aia, la, la antrenament. Bă, mai... e și mișto Lexus, că nu, nu o să, Știu, mai alerg eu. Și atunci unde o să vină? Sunt aia patru care mai au dorință, dar îți trebuie 11 pentru o echipă de fotbal, îți trebuie 5 la basket, îți trebuie și așa mai departe. De unde îi scoți? Și atunci încep să bași pe toți băieții aduși de mame, care ei săraci n-au talent și îi forțează și el spune, măi mamă, nu-mi place să... să, ajungi, că tactul n-a putut ajunge basketbalist, tu trebuie să ajungi. De unde scrie că tu trebuie să ajungi? Lasă-l bă pe ăla, la vioară, de la contrabaz, de la... Trebuie, tu trebuie să ajungi tot ce n-am putut să ajung eu. Exact. De ce? Unde scrie asta? În neamul tău, uite, tactul a vrut fotbal și a rupt piciorul să joci fotbal și lăsarea cu cochelar și vrea să îl ai fier pe pictură, e fier pe arhitectură, să da, uite da, la da, stele, da. lasă-l bă, nu. Sau ce să ia? facă computere, să facă... să râdă oamenii de noi că tu privești stelele? Treci dracul la fotbal. L-ai înrocit. l-ai terminat, L-ai terminat și ăla, la 15 ani este un nențeles pentru că el a vrut să facă arhitectură și mă să i-a dat 8 ani de fotbal. Da. Ei au râs de el, i-au pus piedic, i-au pus magiun pe clanță, i-au pus și așa mai departe. Pentru că copilul ăla nu-i vinovat. Lasă-l bă să facă cu astea că, uh, Simt care are aptitudini Toți sportivii mari, toți antenorii spun Bă, până la 14-15 ani nu vezi nimic Ba da, a, că vezi un dribling, o tehnică Până la 14-15 ani, toată lumea trebuie să facă același lucru De la 14-15 ani bă, Acolo începe nu, nuanțele exact. Sau, exact, nuanțele Sau unii poate mai, mai ai pentru că sunt genii La 12 ani la ține 800 de picurele Bă, e clar că e mie Are ceva dar, în, dar, bă, în el Hai să naște 15 ani Dar în rest, lasă bă copilul să dezvolte normal Să decidă el la 15 ani să vină să spună Vrei să te duci acum Mai avem talente? din ce vorbești avem, cu fotbaliștii? Avem. Și Tatăl, ce se întâmplă cu ele? Se, se, termină. Se termină pentru că sistemul de aici îi termină. Aici faci două ture de teren, pleci acasă după o oră. Când te-ai dus la Parma, ăla zice, A, sănătate, 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 ăla zice, nouă ture de teren. Gata, ai căzut. A căzut după patru și vine și cheamă, care e impresarul ăsta? Vine încoa, ia ți bă de aici. Fratele meu, ia-l postat. Anulează contractul. Eu. eu am vrut să-l fac, eu am vrut să-l fac, dar copilul, nimic. Nimic. Și atunci, dar talent ai, nu cum s-a închis mușonul la talent? Nu. Cum? Dând doi părinți, ieșea unul talentat. Acum, dând doi părinți, nu mai iese? Dar societatea îl termină, mă, să-i pune ochelari, că a auzit că nu știu ce... Și atunci ce, chiar de dar... ce ne auzim de români care sunt în Spania, prin Italia, prin Germania? Spun o întrebare. Și trăiesc în societatea aia și trimit copiii la fotbal și ajung mari. Dacă la noi nu merge. Pentru că nu mai au foame. Okay. Nu mai au foame. Vii acasă, mami, îți pune coponele cu cartofiori prăjiți. Cu... Noi, sau mânca... ce vrei, dăm comandă pe globo. Tragea, pe globo. Noi trăgeam dintr-un coltuc, mâncați aș gurița ta și beam un pahar de apă sau un flagă, la nu mă duceam acasă, că dacă mă acasă, mă, mă rețineau. dar rețineau. mama Dumnezeu să mama, astăzi e luni, post, sarat orientală. Da. Adică ceapă cu cartofi. Da, și nu mâncai de rupeai? Ba, marți, ciorbă de cartofi. Da. Miercuri, cartofi la cuptor. Da, cu telefon. Băi, ia, dă-mă, Joi, cartofi prăjiți. Da. Vineri e iarăși post. De ce crezi că cei din Columbia, fără să jignim, mai merg? De ce crezi că din... De ce brazilienii? Pentru că au foame. Îi știu că au un cârcă o, jumătate jumadă favelă. Ăia știu că au un cârcă 20 de ani și dar orice mai sunt orice ne merge nouă, inclusiv generație nouă, pentru că avem încă foame. Noi, n-am trecut peste aia, tu știi ce zic? Nu, nu, lasă că n-am trecut noi, uite-te la bunicii noștri și la ăștia care De ce ai pus bunii 10 din astea de zacus zacuscă, că știi că nu? Să fie, mamă, să fie! Bunii mai și de anul trecut încă 8. Avem 18 din astea de zacuși. Noi nu mâncăm două Auzi, pe Auzi, mama, Dumnezeu să uite ce aici. Să bunica fi. ma care m-a crescut. Da, mai că mănâncă, mănâncă, să fii puțin mai gras de ce? Pentru că aveam eu un văr în timpul războiului care era da. mai gras și el a supraviețuit. a Adică că a avut timp să că slăbească. -a avut că, avut ea care erau slab. Și da. Noi așa am rămas. uite te la toți. Noi la fel. Tu ai o pungă acasă cu pungi în ea? Ba da. Păi cum? Ba da. Și vine unul și spune, voi, Băi, băiatul de ce ai o pungă cu pungi? Să fie. Nu se trei știe că, niciodată. Dacă mă duc și cu și cumpăr pungă de la, de la O, de, o, cam, o păturești pungă, la... Vrei pungă, o ei? Nu, când, când îți spune vrei da. pungă, mă gândesc... În ziua, ziua când nu o să ne mai întrebe dacă vrei pungă, abia atunci o să fim da. o țară capitalistă. Dar de ce nu plec cu pungă de acasă? Da, bravo. Brav. Bă, dacă vreau să-mi dă cu eco, A, bă, cu bio, model, cu modern care salvez eu pământul în două săptămâni ce n-au salvat ăștia 2000 de ani, de ce nu mă duc în, vă dau pungă, nu-mi dați de asta mică, dați-mi ună aia mare, sănătoasă de rafie să mă duc al mea acasă, ai 400 de la de rafie Ce sunt... părere ai despre mașinile electrice? În România Care, nu. care tot mai am văzut un, nu știu, pe Costi sau nu știu cine spunea sau și de afară, da. care are Atâta radioactivitate care e mai mare de nu știu cât face într o societate benzina. civilizată poate că ar funcționa unde mi încarc eu la mine la bloc în CCM ce fac trag un cablu de sus Nu, dar ai auzit asta știu cu da, nu? Că bateriile da. Bateriile după e mai, cele. ce le Mai rău decât... Bateriile după cele. Nu, arunci. sau și în procesul care trece, când așa, face așa. mașina, e cât ar... Dar ne și... plecăm de aici până la Sinaia împreună. Eu cu una normală, tu cu una electrică de șmecher, în față, cu faruri aprinse, cu tot. Oprește aerul condiționat. faci. Așa și facem trei ore jumate până acolo. -o Unde ți-o La posada sus, la muzeu cinegetic? Unde ți-o încarci? Eu opresc la primul benzinărie. Ce are la Bagă, bă, că nu contează calitatea. O t -t 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 Ajung până la Sinaia. Tu ce faci? E trenul de la posada. Unde o Păi, bă, Prișenec, cineva aude, așa o să moară toți ăștia, bă, că nu să treci. Băi, în țările civilizate. Am fost la Madrid, am stat trei săptămâni, acolo zici așa, ai voie 30 de minute în centru, pe mașină din asta cu uh, benzină sau cu motorină, după care ai ieșit, dacă nu ai amendă 200 de euro. Acolo în centru au voie doar electrice, dar la hotelul la care am stat erau trei prize. Hai noroc! O încărcai, seara mergeai 200 de km, o încărcai, seara mergeai 300 de km. La ce oră mănânci? Înțeleg, tot timpul. Prima masă e la 5 dimineața. Nu s-a luminat afară, s-a de cum să crapă de ziua. Cătălin nu prișan. Mai stăm încă 4 ore sau închidem? Nu, no, mai stăm. Dar ți-a plăcut? Să rămână. Și mie mi-a plăcut. Mulțumesc, mă, tot, să rămână. Eu mulțumesc. Eu mulțumesc. Mare, 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 plăcere. Oricând cu cea mai mare plăcere. Mai ai scris că te muți în casă nouă? Mă mut în casă nouă uh, și vin la tine, pentru că după ce terminam asta, vreau să-ți un proiect pe care e nou care o să, o, să, o să nebunești ce-am făcut. Iată. Așa, ești primul care spui asta. La sfârșitul podcastului, totdeauna întreb așa, să zicem că peste 100, 200, 300, 500, 1000 de ani, cineva într-un metavers, într-o macro realitate, adică aia care are realitatea virtuală unde poți să fii 70% acolo, 30% aici, știi, când intri da. gelul ăla și poți da, să fii cu cap da, așa, da. să uită la noi și să intre pe un link de ăsta și face așa. Da. Și vreau să-i văd pe doi ani buni da. care vorbeau despre prostii. Care ar fi, în urma tuturor experiențelor tale și tot ce ai acumulat ca om, un sfat pentru tânăra generație? Cum termin și eu, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Nu râs de dobitoc, nu râs de orice, dar trebuie tot timpul să fii vesel. Ți se întâmplă ceva, nu poți să râzi, repet, ca un câmpit sau și așa mai departe. Dar, dar și ca un mai bine să râzi decât să râzi de dar, dar în momentul în care tu te-ai trezit în dimineața aia, nu sunt oșo, nu sunt coach personal, în momentul în care te-ai trezit în dimineața aia și ești așa, gata, mai bine te te ceri cu toată lumea, ești ciufut, nu-ți merge bine, calci accelerația mai tare, treci pe roșu și așa mai departe. Repet, a 15 -a oară nu dă tâmpit să râzi sau în situații în care nu se vede. Dar dacă uh, toți au spus că, domne, râsul e, nu neapărat că e benefic, uh, să fii pozitiv, hai să nu râzi în continuu. Asta e prima și a doua, ceva, cea mai rosită dintre toate zilele noastre, e aia în care în ziua aia n-ai învățat ceva. Nu contează ce. Eu am învățat astăzi de la tine că trebuie să ai voință și trebuie să ai uh, uh, ambiție în tine. Pentru că mâncai aia, aia, așa, aia, aia, pentru că ai cerșit acolo, dar te-ai dus în America așa. Pentru mine e un model. Explic altuia peste 3 ani, peste 5 ani. Am învățat astăzi ceva. Tu ai aflat de la mine. Am învățat un mare, da, 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 da. nu le te duci acasă de și de le faci. Cel mare era pe de norocire? Hmm? Era. Să ah. fie el sănătos acolo unde este sau să-l țină Dumnezeu la dreapta lui. Norocit. Mă, mic la stat. să, nu închidem așa. Micla stat, mare la sfat. Și viteaz cum n-am mai stat. Uitați cum am închis podcastul ăsta, să vedeți românește, adică exact. te trebuia să duci și acolo. Nu știi că așa trebuie să termin sus tot timpul. Exact, exact. Cătărine, îți mulțumesc mult de tot. Hai să ne pupăm. Hai. Aoleu, bătrânețe asta. Hai să rămân așa și vii de mulțumiri și eu. Oricând cu cea mai mare. V-am pupat, sănătate multă.